Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Cutia Neagră. Invitatul din această seară a emisiunii este primarul municipiului Chișinău, domnul Ion Ceban, tot el liderul Mișcării Alternativa Națională. Bună seara, bine ați venit la Cutia Neagră la o distanță de 3 ani de zile. Bine v-am găsit. De ce atât de rar? În general, rar merg la televiziune. Nu de ce? Nu vă place să răspundeți la întrebările jurnaliștilor? Ba da, nu am de lucru. Eu niciodată nu fug de întrebările jurnaliștilor, dacă ați observat. Mă găsiți, e instituția primăriei acolo unde intrați absolut liber, vă plimbați pe holuri, puteți asista la orice ședință, veniți, oamenii intră chiar și la mine în cabinet. Problema este cu răspunsurile la solicitările oficiale și chiar și la răspunsurile dumneavoastră la unele întrebări de adresate de jurnaliști, dar eu sper că în cadrul emisiunii de astăzi dumneavoastră veți răspunde la toate întrebările noastre. Haideți să încercăm. Da. Deci în ceea ce ține de interpelările oficiale, nu cred că există o problemă mare în această privință, atâta timp cât sunt conforme legii. Ce înseamnă conforme legii? Noi nu vă întrebăm ce faceți acasă, în dormitor, doar ce faceți în... Conforme legii mă refer la perioada de răspuns. Doar asta cred că este o problemă. Dar ok, haideți să începem de la întrebările pe care le avem noi. Haideți. Eu vreau să discutăm, avem astăzi 2 ore de discuție, reușim să discutăm și despre partea politică și despre treburile în primărie, cei 3 ani de zile de mandat. Dar am să încep discuțiile de la proiectul dumneavoastră politic, pe care l-ați anunțat un an în urmă, aproape un an în urmă, fără o lună, și după care n-ați mai vorbit despre el și în august l-ați anunțat a doua oară că lansați Mișcarea Alternativă Națională. Asta e tot ce știm noi timp de un an de zile. Nu știm nici cine face parte din acest proiect, nici de ce ați lansat acest proiect, nici din ce bani faceți acest proiect. Haideți să facem lumină pe aceste întrebări. Haideți, începeți cu întrebarea concretă. Cine face parte din acest proiect? E o echipă foarte mare. Eu chiar sunt surprins astăzi de mulți oameni care vor să adere. Suntem în proces de colectare a semnăturilor pentru înregistrarea formațiunii și nu ne-am așteptat că în diferite medii, în diferite segmente, o să fie atât de mulți oameni doritori să adere. Nume? Acum, nu știu la ce vă așteptați, la vedete care vorbesc la televizor și care s-au perindat de-a lungul anilor în politicul moldovenesc? Nu, de astea practic nu avem. Probabil că sunt și niște oameni care sunt cunoscuți opinii publice, nu neapărat vedete. În scurt timp o să fie anunțată și data congresului și probabil că se poate vedea fiecare pe... Da, de ce să nu dăm niște nume acum? Care e problema? Ne așteptați pentru transparență? Începeți cu piciorul drept. Eu sunt cu piciorul foarte drept în această privință. Nu văd care ar fi utilitatea plus valoarea. Ține un nume, două sunt nume. Sunt foarte mulți oameni care în curând o să-i aflați. De ce e nevoie? Trei oameni care sunt, care au pornit acest proiect. Oameni au pornit acest proiect și mulți oameni se vor regăsi. De ce nu le spuneți numele? Oamenii se tem să nu se asocieze publicul dumneavoastră? Nu văd valoarea adăugată și nici utilitatea acestor. Eu chiar văd interesul public față de acest subiect, pentru că dumneavoastră a doua oară anunțați proiectul politic, dar nu ne spuneți cine face parte. Unii pot să creadă că nu aveți încă oameni. Eu îmi pare că am răspuns foarte coerent și foarte clar. În curând vom anunța congresul, iar la congres veți vedea toți oamenii. Da, oamenii sunt? Sunt. Dați-ne două nume. O să-i vedeți la congres. Ok. Din ce bani? Ce? Lansați proiectul ăsta politic. Dar până când nu consumă bani proiectul. O congres o presupune cheltuieli, adunarea oamenilor presupune cheltuieli, crearea organizațiilor teritoriale presupune. Domnul Ceban, și dumneavoastră și eu știm că un partid politic presupune niște cheltuieli. Ele pot fi de nivelul 10-lor de milioane, dar pot fi mai puțin de 10 de milioane. Dar oricum sumele sunt mari. Mariana, o să vă mire poate răspunsul meu, dar vreau să fie foarte clar. Până la această etapă, până în ziua de astăzi, constituirea formațiunii n-a avut măcar un leu necesar. Da, dar dumneavoastră doar nu vă porniți entuziastă la drum fără a înțelege ce urmează să faceți. Dumneavoastră când ziceți despre guvernare, că se ducă în iarnă fără un plan de criză, dumneavoastră aveți un plan? Da, cum inclusiv o să finanțați acest partid? Deci, haideți să-l luăm pe rând. Da. Dumneavoastră m-ați întrebat, pentru că am fost la alte emisiuni și tot s-a încercat a apăsa într-un fel butonașul sau pedala sau orice. Din ce surse au fost finanțate până acum? Absolut judicioasă întrebare.
Eu nu neg acest lucru. Și absolut sincer v-am spus, până în ziua de astăzi n-a fost necesar niciun leu ca să fie investit sau cheltuit pentru activități. Sunt câteva forme de finanțare a partidului legale. Una este din cotizații, cealaltă este din donații. Donațiile pot fi făcute binevol de persoane fizice sau de persoane juridice. Toate aceste lucruri sunt declarate în conformitate cu prevederile legislației naționale la organele abilitate, inclusiv Comisia Electorală Centrală. Da, nu știu ce spune legea. Dumneavoastră, pe care dintre aceste forme de finanțare optați? Toate trei, o să optăm. Deja aveți discuții cu anumiți agenți economici care v-ar putea face donații, oameni? N-am avut astfel de discuții pentru că nu avem astfel de necesități la această etapă. Așa. Când vor apărea necesitățile, vom concretiza și formele. Să presupunem că ați răspuns la prima întrebare, deși eu n-am auzit răspuns nici la una dintre întrebările mele. Haideți să nu interpretăm. Nu mi-ați spus nici bani, din ce surse vă veți finanța, ați căutat o soluție să-mi răspundeți fără a-mi răspunde. V-am spus că nu suntem pentru vedete, suntem pentru oameni care muncesc în teren, da, care au rezultate. Oamenii care muncesc tot au nume, prenume. Corect. O să-i aflați în curând la congres. Când e congres? În curând o să anunțăm că nu o să fie congresul. Nici asta nu se poate de știu din timp. De ce? Ba da, se poate. Am spus, în curând vom anunța. Și m-ați întrebat dacă am cheltuit bani până acum? V-am spus că nu. Bine, m-ați întrebat ce o să întrețineți partidul de acum înainte. Nimeni nu se pornește să lanseze un partid fără a ști din ce surse, cel puțin pe termen scurt, va putea întreține acest partid. Am zis că nu avem astăzi nevoie până când de bani. Când o să avem nevoie de bani? O să vă gândiți de unde o să luați. Nu, bă, da, avem mai multe idei în acest sens, v-am spus. Toate metodele care sunt legale. Ok. Dumneavoastră ați anunțat că lansați un partid politic pro-european. Corect. Dumneavoastră sunteți un politician pro-european? Haideți să pornim de la demonstrația faptului dacă... Și aici vedem și concluzia pe care vă faceți dumneavoastră. Eu am preluat una dintre cele mai corupte instituții din țară. N-am spus-o eu, au spus-o toți. Astăzi primăria Chișinău intră în numărul 1, așa cum am promis la începutul mandatului, în ceea ce ține de transparență, utilizarea banului public, proceduri. Sunt proceduri pe care astăzi, de exemplu, guvernul le discută, noi le avem implementate la inițiativa mea mai de mult timp. Da, dar noi despre primărie o discutăm un pic mai târziu. Vreau să vă întreb despre politicianul Ion Ceban. Este un politician pro-european? Da, este un politician pro-european, pentru că face ca lucrurile care sunt pro-europene să se întâmple acasă, aici, în Republica Moldova, în Chișinău. Ce credeți că vă face pe dumneavoastră pro-european? Vă definește astfel? Haideți să ne uităm foarte simplu în ceea ce ține nemijlocit de pilonii care sunt la baza UE sau pro-european. Unul dintre ele este toleranța. Eu mi-amintesc când a fost ultimul meeting LGBT, dumneavoastră ați avut o reacție homofobă, nici de cum o reacție în valorile europene. O catalogați dumneavoastră ca fiind homofobă. O cataloghez eu, așa catalogat-o toată societatea, care haideți înțelege ce înseamnă valori pro-europene. Haideți să raportăm părerea doamnei Mariana Arață la toată societatea, da? Deci toată societatea are diferite păreri. Deci care înțelege foarte, ce înseamnă valori. Vă rog foarte mult să nu facem aici, să punem etichete pentru toți. Dumneavoastră ați dat etichete, domnule Ceban. Dumneavoastră ați spus că toată societatea m-a catalogat homofob. Ce nu este adevărat? Toată societatea care înțelege ce înseamnă valorile pro-europene. După asta, apropo, ați șters acea postare, înțelegând că a fost una nepotrivită. Mergem mai departe. În diferite țări ale Uniunii Europene sunt diferite abordări, sunt diferite curente. Sunt diferite viziuni referitor la activitatea, haideți să spunem așa, a comunității LGBT și în general la ceea ce ține de... Eu vorbeam despre valori europene. În Uniunea Europeană sunt și partide extremiste. Sunt de tot ce este, pentru că asta e specific. E de multă democrație. Noi vorbeam despre valori. Dar dacă vorbim tot despre valori europene... Să revin, doar ca să fac o concretizare, da, ca să punem punct la această istorie și să mergem mai departe. Eu am zis, nu mă interesează ce fac oamenii acasă la ei. Dar nu văd și îmi mențin această poziție necesar ca să mărșăluiască alături de tot efectivul de poliție, pentru care s-a cheltuit peste 4 milioane de lei, în condiții de criză, ca să demonstreze cuiva nu știu ce. Deci asta este poziția mea ca cetățean și astfel de poziții
ca și ale mele, sunt împărtășite de foarte mulți oameni, atât în țară, cât și în Uniunea Europeană. Așa. Doi. Cu exact un an înainte, dumneavoastră, ați venit public și ați explicat de ce exact același marș LGBT trebuie să aibă loc. Pentru că au drepturi, pentru că este modul lor de a-și exprima. Nu mi-aduc aminte vreodată să spus că... Iată, eu chiar astăzi am citit declarațiile dumneavoastră pe site-ul Europa Liberă, în care spuneați cu exact un an înainte, de ce nu vedeți motiv ca să fie oprit acest marș? Pentru că au dreptul. Nu vreau să îmi interpretați cuvintele în acest sens. N-am zis că susțineți. Dumneavoastră ați venit și ați explicat de ce nu puteți să-l interziceți. Haideți să spunem lucrurilor așa cum sunt. Dacă îmi dați exact fraza. Da, colegii, am să rog să găsească exact fraza pe care ați... Și am să rog și pe colegii mei să caute acest lucru, ca să nu avem deci rupturi din context, pentru că asta se mai întâmplă, spune mare regret, în societate. Și ca să punem punct, da? Eu sunt contra unei propagande active, a ceea ce eu nu consider că ar trebui să se întâmple. Cheltuirea banului public, deci eu, ați văzut, cineva a spus că primarul riscă să fie suspendat din funcție pentru că am blocat și am spus că eu blochez, eu sunt gata să achit amenda. N-ați plătit-o încă? Am plătit-o. Dacă ați plătit amenda? Mult am plătit. Amenda. Haideți să vă întreb eu. Deci, strada București a fost blocată toată, timp de practic toată ziua. Acolo mai întâi fost... răspundeți-mi cât ați plătit amenda. E o întrebare foarte simplă. Am plătit în jumătate, atâta cât prevede... Cât ați plătit? Deci, e foarte simplu. Conform legislației, atât așa am plătit. Nu țineți minte? Ba da. Păi spuneți-ne. Dar ce contează? Păi contează că e o întrebare la care vrem un răspuns. De asta când întrebați ceva, vreți un răspuns? Peste 2000, ok. Da. Acum, vă întreb eu pe dumneavoastră, cine din cei care au blocat strada București, neautorizat, pentru că n-au fost autorizați pentru blocarea străzii, București, alături de toți polițiștii, toți cei care au mărșăluit și au scandat în deputații din Parlament, care au blocat strada București, au achitat această amendă. Vreau să știu și data viitoare, când vine cineva dintre ei, vă rog să-i întrebați la modul direct. Eu am să fac și eu o interpelare oficială la poliție, să aflu. Eu, ca primar a Chișinăului, am spus, eu vin la ora 6:50 dimineață pentru a arăta că nu are nimic primarul cu cei ce îi se incriminează, de facto, arăt cum stau lucrurile în teren. Pe câteva minute. Erau exact 4 minute. Da. Eu sper că dumneavoastră o să ne dați răspunsul dacă o să întrebați poliția. Eu nu-mi imaginez cum ar fi dacă fiecare cetățean ar reuși să blocheze pe 3 minute și ar renunța din public. Eu azi pe 3 minute, de la ora aceea până la... Mă imaginez ce ar fi în Chișinău. Eu vă rog să nu scoatem din context, dar odată în plus... Nu, eu nu scot din context, eu v-am explicat o situație. Dacă fiecare s-ar duce să blocheze... Eu am fost acuzat timp de o lună de zile de toată mass media, absolut pe nedrept. Și am demonstrat faptul că nu am nimic cu asta, pentru că nu trebuie cineva să vină să primească autorizații și eu n-am eliberat autorizații pentru desfășurarea protestului. Nu vreau să discut despre asta și eu știu că nu trebuie să eliberați dumneavoastră autorizații. Nu vreți să aflați adevărul sau nu vreți să... Nu, pentru că eu știu că nu e nevoie de autorizație ca să organizați, ca să fie organizate. Eu am văzut altceva la știrile. Nu știu unde ați văzut dumneavoastră la știri. Dumneavoastră TV. Vă rog să arătați ce ați văzut la postul nostru. Mare drag, vă rog frumos să mă ajutați să identific. Haideți să revenim la politicianul pro-european Ion Ceban. Gata, am terminat cu homosexuali. Da, cu marșurile LGBT am încheiat. De ce? Mergem pe alt subiect. De ce spuneți? Vă jenați cumva să spuneți homosexual? Ei nu se jenează să spună. Da, dumneavoastră vreți să-mi spuneți cum să spun? E greșit cum a spus? Pentru că mi s-a părut așa că vă simțiți incomod. Nu, absolut deloc. Așa, spune, marșul homosexual. Haideți să revenim la politicianul pro-european Ion Ceban. Haideți. Pentru prima dată despre faptul că în Ucraina e război de agresiune rusească, ați declarat pe 22 octombrie la Moldova Youth Forum. Până atunci, dumneavoastră ați spus că ați mai vorbit. Eu am căutat special, foarte mult, timp de 2 zile. Unde ați mai făcut dumneavoastră declarații publice că e un război de agresiune? N-am găsit nicăieri. Dar e bine că ați spus-o măcar atunci. În 2014, atunci când urma să fie semnat acordul prin asociere și liberul schimb comercial, dumneavoastră ați protestat la Bruxelles împotriva acestui acord, ați semnat și un document în Parlament că sunteți împotriva acelui acord.
Și ați declarat că acordul va lovi dur mai multe domenii ale economiei moldovenești, inclusiv agricultura. Doar în cadrul Uniunii Vamale, țara mai are șansă să-și păstreze statalitatea și să apuce calea unei dezvoltări progresive. Mai sunteți de acord cu aceste afirmații? Haideți să le luăm pe rând. Ce exact vă interesează? Exact mă interesează dacă credeți că în cadrul Uniunii Vamale, țara mai are șanse să-și păstreze statalitatea și să apuce calea unei dezvoltări progresive. Eu vreau ca să punem punct la toate subiectele și dumneavoastră ați făcut niște afirmații care, după părerea mea, sunt absolut false. Care? Prima propoziție pe care ați spus-o că nu am condamnat războiul sau nu m-am expus public în această prezență. Eu n-am spus nimic fals. Am zis că ați spus-o pentru prima dată pe 22 octombrie. Dar dacă dumneavoastră puteți să mă arătați un alt caz în care ați spus-o mai devreme, vă rog, eu n-am găsit. Pot să vă arăt începând cu... informație publică, iată mi-o arătați, unde dumneavoastră ați spus mai devreme asta? Eu am căutat și n-am găsit. Am spus în repetate rânduri și... În repetate este foarte abstract, concret. Nu este abstract, este și la solicitarea jurnaliștilor dumneavoastră care veneau pe primărie și când le-am spus în față... Dacă ați spus, înseamnă că a apărut undeva. Eu v-am spus exact data pe care noi, prima dată, am auzit ce ați spus. Dumneavoastră îmi spuneți, eu am mai spus. Haideți concret. Deci, vă spun concret. Jurnaliștii dumneavoastră care mă căutau pe holurile primăriei ca să mă întrebe dacă e război sau nu, când au primit răspuns că e război, au dispărut. Și n-au mai apărut. N-au scris despre asta. Și de ce au scris pe 22 octombrie? Eu știu de ce au scris pe 22 octombrie. Mai departe, jurnaliștii noștri sunt trei, dar alți jurnaliști buni sunt care au scris. Vă întreb pe dumneavoastră, de ce nu m-am mai întrebat niciodată? Eu niciodată nu fug de răspuns. Dar eu vă răspund de ce. Eu vă arăt ceva concret. Dumneavoastră îmi spuneți ceva care nu știu dacă poate fi probat. Eu pot să probez ce spun. Dumneavoastră puteți proba? Probabil că da. Da. Atunci probăm. Haideți să mergem pe a doilea subiect, cu Uniunea Vamală. Deci, cu certitudine probăm. Acum, eu vreau ca să nu existe interpretare. Vă spun. Timp de jumătate de an, jurnaliștii dumneavoastră au fost la foarte multe conferințe de presă. N-a fost niciodată ca eu să nu răspund la întrebare. Da, de fiecare dată când ne-am întrebat redacția, ne-au zis că v-ați eschivat să răspundeți la această întrebare. Adevărat. Nu este adevărat. Putem să vedem toate interviurile. Puteți să ridicați dumneavoastră, să ridicați și să vedeți. Când am spus că este război și că condamn acest război, pur și simplu a dispărut întrebarea, pentru că nu era convenabil. N-ați mă căutați ca să nu condamn acest război. Ia că care era problema. Domnul Ceban, eu v-am spus ce am găsit. Dumneavoastră, dacă aveți o altă probă, vă rog să mi-o arătați. Certitudine. Este dacă colega dumneavoastră aici și are timp cât avem 2 ore de discuție, reușește să găsească. Până la sfârșitul emisiunii reușim. Haideți să clarificăm că Uniunea Vamală, da, țara mai are șanse să-și păstreze statalitatea și să apuce calea unei dezvoltări progresive, iar acordul de liber schimb comercial este rău. Mai credeți așa? Haideți să, dacă ne aducem... Să spuneți-mi doar da sau nu. Dați-mi voie să desfășor acest gând, pentru că nu e o întrebare pur și simplu tăhai așa sau așa și nu sunt la interogatoriu, nu sunt la procuratură aici, probabil că... Nu, așa. Dar noi avem multe întrebări și vreau să reușim și pe primărie să găsim. Ați spus că avem 2 ore și avem când, nu? Da, dar întrebări oricum. Vă interesează? Hai, da, haideți să răspund. Întrebare. Dacă nu greșesc, eu în iunie 2014, absolut fără consultări și fără proceduri care trebuie să fie respectate de legislație, a fost făcut și a fost semnat. La acea etapă, cred eu, unele interpretări foarte consistente pe partea politică, dar și pe partea economică. Eu vă amintesc că peste patru luni de zile, a fost furat miliardul din sistemul bancar. Ce de politicieni. Nu, este important să menționăm. Nu vă place răspunsul? Dar nu are nicio legătură, domnule Ceban. Deci, acordul de asociere a furat miliardul sau cum? Permiteți cumva. Dar dumneavoastră faceți niște asocieri care n-au nicio legătură. Sau nu a fost? Poftim? A fost miliardul furat sau nu? Da. A fost. De mai mult. De politicieni declarați pro-europeni? De tot felul de persoane, inclusiv de persoane care astăzi protestează de politicieni, în Alianța pentru Integrare Europeană. De erau oligarhi, absolut. Domnule Ceban. Haideți să noi numim pro-europeni pe toți care s-au perindat la putere și s-au pus... Dumneavoastră le-ați făcut publicitate. Atunci i-ați spus pe toți să voteze, inclusiv faceți chemări. Domnule Ceban, din punctul meu de vedere, nu este pro-european cel care își pune, știți, ștampil în frunte, eu sunt pro-european. Vorbesc de la sine acțiunile. Tocmai de asta acum vă întreb despre acțiunile dumneavoastră. Acum, dumneavoastră știind că s-a furat miliardul, faceți propagandă pentru acest politicien. Poftim? Da. Puteți să-mi arătați o dovadă că am făcut propaganda? Da, o să mă pregătesc data viitoare. Da, țin minte că, uite, sunt ai noștri și noi trebuie neapărat să-i votăm. Concret, eu ce am făcut?
TV8 sau TV7, cum era atunci. TV7 nu avea nicio legătură cu TV8. Nu este adevărat și vreau să vă spun că exact asta se întâmplă și în momentul de față. Pentru că se calcă pe greblă foarte mult și dumneavoastră căutați să mă prindeți pe mine la o întrebare, la un tertip, la nu știu ce. Nu faceți asta și cu politicienii care sunt la... Dumneavoastră tocmai ați spus că nu vă uitați la emisiunile de la TV8. Dacă v-ați fi uitat, ați fi văzut cum sunt interviurile mele, inclusiv cu ceilalți politicieni, că sunt la fel. Bun, trebuia să-l chemați astăzi pe Litvinenco să-l întrebați. Și eu veneam mâine. Nu, cu dumneavoastră am stabilit... Îl chemați mâine săptămâna viitoare. Și îl chemați așa două ore și îl întrebați de tot ce e scris în Telegram acela. El vine mai des, nu e neapărat să vină pe două ore. Poate să vină și pe oră. Să-l întrebați concret, subiectul e arzător. Săptămâna viitoare vine șefa Procuraturii Anticorupție, așa că vă întreba pe dumneiei despre aspectele care sunt legate de dumneiei. Pe dumneiei? Pentru că tot este vizat în acele discuții, dar dacă vreți să discutăm despre asta, discutăm un pic mai târziu. Haideți acum să discutăm despre Uniunea Vamală și anul 2014. Citați-vă, încă o dată. Dumneavoastră știind că politicienii sunt corupți și sunt așa cum sunt, oricum ați făcut propagandă. Dumneavoastră, de ce nu-mi răspundeți la întrebare? Nu? Vă este rușine de declarația care este ați făcut? Rușine, nu mi-este rușine nici pentru acțiuni în viața mea. Răspundeți-mi dacă mai sunteți de acord cu ce ați spus atunci. Am spus că a fost un context. Acum este alt context. Ce avem ce război în țara vecină. Avem ce... Și mâine, dacă nu este război, Rusia brus devine bună? Dumneavoastră, vă mai sunteți pro-european? La UE. Mai mult decât atât, în 2008-2009, nu știu dacă dumneavoastră cunoașteți, știți ce funcție am ocupat eu sau nu știți? Da, eu știu ce funcție ați avut. Dacă nu vreți. Dar știți care e ideea? Nu funcțiile definesc oamenii, dar acțiuni. Eu vreau să vă întreb. Da, ați fost responsabil de politică externă și integrare europeană. Așa. Dacă îmi permiteți. Ca să mai explicăm. corect, dacă n-ai inventat o integrare europeană, mai Sandu și... Progresii pur și simplu nu prea erau atunci pe partea asta de integrare europeană. Poate eu să cumva finalizez. Nu vreau să repetăm emisiunea de săptămâna trecută de la un post de televiziune. Haideți să ne ascultăm cumva. Eu vă ascult pe dumneavoastră. Dacă dumneavoastră vreți să spuneți, vă finalizați gândul. Eu vreau să vă ascult, dar vreau să ascult exact răspunsurile la întrebările mele. Dacă dumneavoastră nu vă place răspunsul meu la întrebările dumneavoastră, asta este problema dumneavoastră. Dar eu vreau să răspund ceea ce consider eu. Un moderator tinde să primească răspunsuri pentru că nu le primește pentru el, dar pentru publicul de acasă. Foarte corect. Noi nu suntem la o conferință de presă în care dumneavoastră spuneți ce vreți să spuneți. Sunteți la o emisiune unde ați acceptat, vă mulțumim că ați acceptat, dar ați acceptat să răspundeți la niște întrebări. Vă răspund la aceste întrebări, dacă o să-mi permiteți să le răspund. Da. Spuneți-mi, vă rog frumos, ce fel de context s-a schimbat. Acum. În 2008-2009, doar ca să nu omitem și să nu scoatem ceva din context, eu am fost șeful secretariatului Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană. Bun? Asta va face... Și raportul pe țară a fost din ceea ce am furnizat eu cu colegii mei, care eu cred că erau foarte buni în acea privință. Da, circumstanțele sunt cele care sunt. De ce v-am întrebat că faceți propagandă pentru politicienii corupți? Pentru că în contextul politicienilor corupți... M-ați întrebat dacă eu fac propagandă pentru politicieni de corupți? De ce v-am întrebat? Ați făcut asta, știu. Ați servit politicieni corupți? Dacă o să fie demonstrat că ei sunt corupți, înseamnă că am servit. Dar dumneavoastră nu știți dacă ei sunt corupți sau nu. Nu puteți să vă stabiliți. Doar instanța de judecată poate stabili acest lucru. Dumneavoastră faceți declarații în care... Eu știu câte etichete mi se pun mie. Dumneavoastră faceți declarații politice în care pe unii numiți corupți, alții incompetenți, nu există o decizie de judecată. Deci acolo puteți, acum nu puteți să-mi spuneți cei pe care i-ați servit sunt corupți sau nu. V-am zis, în momentul în care va exista o decizie a instanței de judecată, dumneavoastră credeți, intima dumneavoastră convingere, că nu dăm nume. Eu am servit poporul Republicii Moldova. Nu dați nume, dumneavoastră înțelegeți pe cine vorbiți, vorbim noi acum și oamenii tot înțeleg, nu dăm nume. Dumneavoastră, cum credeți, sunt corupți sau nu? Cine? Cei cu care ați lucrat dumneavoastră, unii eu dintre ei. Eu n-am niciun motiv să cred asta. Nu? Bine, o să discutăm în cea de-a treia parte a emisiunii despre o parte din acești... Finalizez. Trebuie să luăm publicitate. De păcate, revenim, după care vreau să discutăm și despre campania electorală din 2019 și acei politehnologi, dintre care unii cu conexiuni la FSB, dar și Manu, dacă are vreo legătură cu unii dintre ei sau nu, așa cum ne ducem anunțat. La publicitate, ne întoarcem și răspundem.
30 лет независимости, 7 президентов, 10 парламентов, 17 правительств, выборы, борьба за влияние, война у наших границ. Что дальше? Кто мы и с кем мы? Вопросов много. Новая неделя с Анатолием Голя. Понедельник в 20:00 на ТВ8. У каждого своя истина. Но не стоит спешить с выводами, ведь всегда найдется альтернатива. Чтобы взглянуть на мир с иного ракурса, смотрите программу «Альтернатива» по средам в 8 вечера на ТВ8. Bine v-am regăsit la cutia neagră. Am o viață întreagă, n-ați lucrat nicăieri. Aveți vreo presimțire că ați putea fi demis? Ce pe Platon atât de greu să mișcă lucrurile? Cu șor, ce urmează să se întâmple? Pizarele cele așa și smurează în procurator. Fiecare zi, un început. Noi evenimente. Noi provocări. Pun întrebări ca să aflu un răspuns. Pentru că deciziile lor influențează viața noastră. Iar vineri nu lăsăm evenimentele în umbră. Tragem linia, le dezbatem și le analizăm pe cele care contează. Întreabă Ghețu. Vineri, 20:00. Doar la TV8. Faceți cunoștință. Sergio, polițist corupt. De 15 ani în sistem. Spală mita în Ligian. Victor, procuror mituit. Numai el știe cu cât stres a luat și a spălat banii aceștia. Domnul Dumitru, primar avar, după ce spală mita, o sucă cu mare grijă. Viorica, deputată transfugă, netezește cu fierul de călcat fiecare bancnotă primită. Doamna Irina, judecătoare compromisă, își păstrează unghiile și spală mita doar în mașina de spălat. Cutia Neagră Plus cu Mariana Rață, duminică, ora 19:45, doar la TV8. Mă tin că la magazinul din Vale până era mai ieftină. Parcă îl interesează pe cineva cum trăiesc eu din salariul de profesor. Birocrație, mită, tăți nacealnici, dar tu plătești taxă, plătești. Spală, mătură, șterge. Dă-i ca înainte, scuipă de parcă își bat joc. Și el mi-te-l treslincal pe el frate-o, dar pentru a-i mai mare, trebuie iară să-mi promut. Copilul nu poate să mănânce numai cartofi. El are nevoie și de o bucată de carne, și o legumă, și o banană. Plătești, Gheorghe, taxa de drumuri, dar drumuri așa și nu avem. Sește, grindină, lucrător nus, n-ai unde vinde, bătaie de joc. Тридцать лет независимости. Семь президентов. 10 парламентов, 17 правительств, выборы, борьба за влияние, война у наших границ. Что дальше? Кто мы и с кем мы? Вопросов много. Новая неделя с Анатолием Голя. Понедельник в 20:00 на ТВ8. У каждого своя истина. Но не стоит спешить с выводами,
Ведь всегда найдется альтернатива. Чтобы взглянуть на мир с иного ракурса, смотрите программу «Альтернатива» по средам в 8 вечера на ТВ8. Bine v-am regăsit la Cutia Neagră. Am o viață întreagă, n-ați lucrat nicăieri. Aveți vreo presimțire că ați putea fi demis? Ce pe Platon atât de greu să mișcă lucruri? Cu șor, ce urmează să se întâmple? Țările cele așa și smurează în procuratură. Fiecare zi, un început. Noi evenimente. Noi provocări. Pun întrebări ca să aflu un răspuns. Pentru că deciziile lor influențează viața noastră. Iar vineri nu lăsăm evenimentele în umbră. Tragem linia, le dezbatem și le analizăm pe cele care contează. Întreabă Ghețu. Vineri, 20.00. Doar la TV8. Faceți cunoștință. Sergio, polițist corupt. De 15 ani în sistem. Spală mita în Ligian. Victor, procuror mituit. Numai... Am revenit în studio. Haideți să continuăm discuțiile cu primarul municipiului Chișinăului, Ion Ceban. Noi ziceam, am vorbit în pauză că eu am pierdut firul. Eu vă amintesc despre ce urmează să discutăm. Noi discutam despre politicianul pro-european Ion Ceban. În pauză dumneavoastră spuneați că sunteți o alternativă pro-europeană pentru PAS și eu spuneam, hai convingeți-mă că sunteți un politician, în primul rând dumneavoastră personal, că Manu pentru mine deocamdată este pisica în sac. Eu nu știu ce e acolo. Convingeți-mă că dumneavoastră sunteți politician pro-european. V-am întrebat de câteva lucruri. Vreau să mai dau câteva evidențe, nu vă întreb, doar am să spun. Ați fost responsabil de ideologie a unui partid pro-rus, PSRM, care nu a ascuns că este partid pro-rus. Așa. Și mai este o problemă. Campania electorală din 2019, pe care dumneavoastră ați câștigat-o, a fost coordonată de tehnologi politici din Federația Rusă, despre care... și jurnaliștii de investigație și mai nou Departamentul Trezoreriei de Stat Americane ne spune că sunt conectați la FSB. Dumneavoastră știați despre acești consultanți, despre conexiunea lor cu FSB-ul? N-am cunoscut despre niciun fel de conexiune cu cineva. Am spus că am vorbit cu acești oameni, n-am negat, pentru că foarte multă lume era la PSRM în acea perioadă, inclusiv din Federația Rusă, de la guvernator de regiuni și până la agenți economici de diferit rang. Ce făceau ei în campania electorală la dumneavoastră? Cine anume? Agenți economici, guvernatori? Nu, eu vorbesc în general, că era foarte mult dume în perioada 2014 și până la începerea războiului, până la 24 februarie. Și la primărie Chișinău, 2019. Ca să știți, au fost foarte mulți oameni, am avut acorduri cu foarte multe regiuni, San Petersburg, Kazan, Moscova și tot așa mai departe. Am avut. Acum, normal că nu întreținem aceste relații, dar... De când nu întrețineți relații? Păi de pe 24, de când s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Dar cu domnul Gudilin de când nu mai comunicați? De foarte mult timp n-am comunicat cu domnul Gudilin și apropo, domnul Gudilin a fost o persoană care era conectată la Roscongres. Deci că dumnealui îmi pare că nu scrie că în cartea de muncă e ceea ce s-a spus că este. De ce s-a spus că este? Păi ați spus că e agent FSB sau... Păi nu scrie. Nu scrie. Dar nu știați că este. N-ați verificat. Eu nu pot verifica dacă, de exemplu, cameramanul respectiv este agent ASIS-ului. Nu pot verifica, că n-am așa competență. Pentru că dumneavoastră ați venit pe 2 ore la TV8, dar un consultant care vine să lucreze pentru dumneavoastră, sunt sigur că dumneavoastră îl verificați. Dar dacă el e agent secret, nu știu, care țări dușmani. Cine verifică pe cei care astăzi, de exemplu, sunt foarte sumedenii de persoane străine care activează în instituțiile de stat? Domnul Ceban, eu nu vă întreb cine lucrează, exemplu, instituțiile de stat. Eu sunt sigur că dumneavoastră știți cine lucrează în primăria Chișinău. Dacă nu știți, înseamnă că am întrebări față de... să vă pun întrebarea direct și foarte frac. Da? Dumneavoastră știți de un consilier a doamnei Maia Sandu, care este Martin Zic.
Știți sau nu știți? Da, știu. Oficial. Da, știu. Martin Zic, de națiune germană, consilier a Maia Sandu. În cabinetul oficial a Maia Sandu. Dacă mă întrebați pe mine, sau mă întrebați pe doamna Sandu, data viitoare să întrebați, vă rog. Este el agent a serviciilor speciale germane sau nu? Este. Este sau? Vă întreb din asta, este? Nu știu de unde să știu, eu nu știu. Nici asta. Eu exact, nu știu. Fix așa cum am dar eu știu, cum. Eu știu, deci, din ceea ce spune presa de investigație și din ceea ce spune Statele Unite ale Americii prin actul emis, că domnul Gudilin este agent al FSB-ului. Asta deja știu. Celălalt o să verificăm, poate dacă putem să aflăm mai mult, o să aflăm. Eu n-am făcut nicio aluzie, eu am transmis. A prestat în campania electorală pentru dumneavoastră. N-a prestat pentru mine nimic. Dar pentru și campania dumneavoastră electorală? Pentru mine personal n-a prestat nimic. Pentru cine în a campanie electorală nu știu ce exact a făcut acolo. Dacă mă întrebați. V-ați întâlnit cu dumnealui, așa? M-am întâlnit că în acea campanie cumva electorală. Și despre ce discutați cu el? Am discutat despre proiectele care pot fi în perspectivă, inclusiv Roscongresul, repet, noi facem strategie de dezvoltare deja de 3 ani de zile cu companii care sunt din Federația Rusă. O strategie arhidizbătută la nivel municipal, deci cu diferite persoane, cu experți de aici, din străinătate. Am repetat și am spus în multe rânduri. Da, au fost companii din Federația Rusă care au încercat să ne ajute să scăpăm din amolul din capitală. Au venit, au făcut expertizări, au stat o lună de zile aici, au uscat, au luat probe, au participat la licitație și n-au câștigat licitație. Puteți asta verifica foarte ușor. Haideți să revenim la domnul Gudilin. Eu vreau ca... Haideți să vin. Eu cred că... Dumneavoastră ați spus ceva și eu vreau să continuăm această idee. Eu pur și simplu... Are vreo legătură dumnealui cu Manu? N-are nicio legătură. Ce este cu această constatare pe care o face Departamentul Trezoreriei din SUA? Păi, constatarea a fost făcută și eu vreau foarte mult să-i mulțumesc, domnule ambasador, că a făcut și o precizare, că nu vizează nici Manu, nici partidul și nici persoana domnului Ceban. Nu vizează în sensul că nu este sub sancțiune Manu sau primarul capitalei. Nu. Bun, acasă a ieșit doamna prim-ministru care lucrează... Nu vreau să vorbim, e clar că doamna prim-ministru nu a spus ce... Nu a spus ce e un adevăr. Dar ce spune departamentul? Doamna prim-ministru a spus neadevăr. Poftim? Dumneavoastră recunoașteți că doamna prim-ministru a spus da, eu am zis că dumneiei nu a spus un adevăr prin faptul că a spus că dumneavoastră sunteți sub sancțiuni. Dar haideți să revenim la ce a spus departamentul de stat. Recunoscând pierderea sprijinului popular pentru vechea elită politică prorusă din Republica Moldova, echipa lui Gudilin a oferit sprijin unui grup politic de opoziție, Mișcarea Alternativă Națională. A mințit departamentul de stat american. Eu vreau să vă rog, dacă este posibil, să-l dați pe post și pe domnul ambasador. Dacă este posibil să caute regia dumneavoastră la întrebare. Haideți, eu vă întreb acum ce scrie într-un document oficial. Dar nu pot să răspund eu pentru american, nu? Eu nu vorbesc despre un mesaj pe un chat. Eu vorbesc despre un document oficial care spune așa. Recunoscând pierderea sprijinului popular pentru vechea elită politică prorusă din Republica Moldova, echipa lui Gudilin a oferit sprijin unui grup politic de opoziție, Mișcarea Alternativă Națională. V-a oferit sau nu? Nu v-a oferit. Iată, este deja un răspuns foarte concret. Eu vreau, dar vreau, chiar insist, dacă este posibil. Nu știu dacă ați dat a doua oară pe post, pentru că în acea zi m-au făcut ou și oțetă cine și cui mi-a fost lene. Eu, apropo, am pregătit toate demersurile pentru a mă judeca cu doamna prim-ministru și cu ăsta care privet Serioja sau cum, pe Telegram. Da? Apropo, în contextul ăsta, eu sper că o să revenim și aici sunt lucrurile grave. O să revenim, dar o să răspundem rapid la întrebări. Cred că la acest film o să avem fugi, Serioja, fugi, dar... Bun, o să revenim. Vreau chiar să vă rog să... Dați acum pe domnul Candu? Nu. Dar ce? El așa a spus. Era un film. Spunea... Fugi. A fost în 2016 un moment când domnul Candu îi recomanda domnului Păduraru de la președinție să fugă. Nu știu. După ce el a fost înaintat candidat la funcția de prim-ministru. Nu știu detaliile astea. Eu știu că a fost un film, Fugi, Lola, fugi. Și aici am făcut aluzie. Nu m-am inspirat, să spunem așa, din domnul Candu. Eu ca să înțeleg. Dumneavoastră spuneți, astăzi în emisiune, eu acum o precizez, pe urmă discutăm despre altceva. Dumneavoastră, cum în emisiunea, ați afirmat că Gudilin nu a oferit niciun fel de sprijin pentru Man. Pentru Man. Așa. Și că de când s-a început război, nu v-ați mai întâlnit cu domnul Gudilin. Nu m-am întâlnit. La primărie a fost? A fost. Am să vă rog să-mi spuneți de ce ați optat ca împreună cu domnul
Gudilin să elaborați această strategie de dezvoltare a municipiului Chișinău? În primul rând, nu cu domnul Gudilin, asta este unul. Doi, este vorba de Roscongres, Ros Investiții și companii care dezvoltă astfel de produse. Roscongres, asta RK Investiții? RK Investiții, da. Așa. Asta este o subdiviziune a Roscongresului. Am înțeles. De ce această companie a decis să vă ajute să elaborați strategie de dezvoltare a municipiului Chișinău? Da, și românii. Pe gratis. Da, păi și românii nu că ne ajutau pe gratis, dar și bani ne dădeau. De asta credeți că este normal ca niște agenți a FSB-ului să ne elaboreze strategie de dezvoltare a municipiului Chișinău? A dezvoltat România, din cât știu, din cauza unor probleme a fost sistat acel proiect. A fost sistat că nu a aprobat până la urmă Consiliul. Ceea ce a fost, că a văzut o problemă în ea. Asta a trecut? Această strategie a trecut prin Consiliu? Da, pe cum? Și ei au stabilit ca anume această companie să se ocupe? Nu au stabilit. Au stabilit că lucrurile pot fi dezvoltate împreună. Cine a stabilit etapă? Că Gudilin împreună cu echipa de la Ros, cum a spus dumneavoastră? Eu vă rog foarte mult să nu interpretați și să nu dați alură unor lucruri care nu există. Nu a făcut Gudilin că nu a participat în elaborarea strategiei. Haideți să am să rog regie să pună pe post un document, nu este un document, este un Zoom pe care dumneavoastră l-ați pregătit, o întâlnire pe Zoom cu reprezentanții echipei de la primărie. Așa. Și cu cei de la RK Investiții. Așa. Și încă o companie rusească, Academia, așa, nu știu cum, da, spuneți dumneavoastră cum se numește, în care, printre alte, în la acea întâlnire urmează să participe și domnul Gudilin în calitate de consilier, savietnic, da? Confirmați odată în plus despre ce am discutat. Deci a participat? La ce? La una din Zoom-uri? Da. Păi ele sunt foarte multe. Au fost foarte multe. Au fost zeci de Zoom-uri. Domnul, și atât când mă întrebați, când mă întrebați, da? Eu vă spun că Gudilin n-a elaborat strategie. Strategia au elaborat, master's plan și tot așa mai departe. Iată când m-ați întrebat ce au fost post-campanie, dacă a fost la primărie, a fost persoana care ne-a făcut conexiunea cu Roscongres pentru a elabora acest document. Și mie mi se pare că e un document foarte reușit. Și dacă o să întrebați echipa de experți, peste 60 de experți locali, o să vă spun același lucru. Domnule Ceban, eu admit că nu sunt foarte informată legat de ceea ce se întâmplă în primăria Chișinău, că nu mă aud foarte atent la activitatea primăriei. Asta e foarte bine că ați spus. Da, eu recunosc, da, dar asta nu înseamnă că eu nu m-am pregătit pentru această emisiune. Bun. Domnule Ceban, este două lucruri diferite. Dar eu ieri, pentru prima dată, am aflat despre faptul că această strategie a fost elaborată. Este elaborată, încă nu e elaborată. Bun, este elaborată de către două companii din Federația Rusă, da, dintre care un agent economic, Academia Nedvijimosti. Cine este această SRL? Păi acolo sunt mai multe. Este vorba despre Roscongres, sunt implicați institute de cercetări. Dumneavoastră ați semnat contractul cu Master's Planul și Academie de... Da. Dumneavoastră ați semnat contractul cu Academie Nedvijimosti și RK Investiții. Bun, și ce vă deranjează aici? Ei? Mă deranjează că dumneavoastră ați promis transparență faceți în primărie. Un Google, transparență este deplină în primărie. Asta este unul. Doi. Unde pot să găsesc această informație în mod oficial, cu nume și prenume? Dumneavoastră de fiecare dată ați spus investitori, partenerii noștri sau experții din Federația Rusă. Iată, experții am auzit. Experții din Federația Rusă care ne ajută la elaborarea strategiei. Noi nu știam ce înseamnă experți din Federația Rusă. Doamna Rață, eu am să vă spun. Dacă dumneavoastră nu știați, dar trebuia un pic să vă uitați. Eu chiar am să rog să trimite toate link-urile direcția arhitectură. Și am să vă rog la insistență să le plasați, să le vedem toți. Da, dacă le găsim pe pagina web a primăriei. Le găsim pe pagina web a primăriei. Eu am să vă rog să vă... Rugați-vă rog frumos direcția arhitectură să trimită toate link-urile de consultare publică și acolo sunt toate persoanele în acest sistem. Haideți să ne uităm acolo. Da. Eu am auzit prima dată. Dumneavoastră n-ați văzut și n-ați auzit. Eu am văzut documentele ieri. Doamna, am întrebat colegii din redacție dacă știu ceva despre asta, nu știau. Colegii dumneavoastră au fost de fiecare dată invitați. Unde? La dezbateri. La dezbateri, da, noi am făcut foarte multe dezbateri, doamna Rață. Zeci de dezbateri care erau am făcut. Și acești... Nu, la dezbateri, pe strategii, înțeleg, eu vă întreb despre altceva, despre cine ce elaborează? Păi, da, e un produs comun a companiilor, a experților locali. Domnul Gudilin, savietnic, așa cum este scris acolo, ce fel de sfaturi vă dădea? N-a ce dat fel de consultat? V-am spus că atunci de ce apărea ca și consultant din partea RK? Păi deja nu-i agent FSB, sau... Păi, agenții FSB, asta nu e munca lor de bază. Ei mai sunt politehnologi. Eu sincer, cred că noi prea mult timp
era interzis cineva să comunice cu cineva. Nu vă înțeleg ce vreți de la mine. Dumneavoastră credeți că este ok ca dumneavoastră să fiți consiliați în campanie electorală, iar după asta să dezvoltați strategii pentru primărie cu un agent FSB? Nu, este agentul FSB care a dezvoltat strategie. Doamnă Rață, dumneavoastră, duceți lumea în eroare. El este în această listă. Ascultați-mă și vă rog foarte mult să accesați acum link-ul să vedeți strategia însăși. Dumneavoastră, de unde știți cine a scris-o? Păi da, până am făcut împreună acest lucru, doamnă, dumneavoastră cine vă scrie? Partea rusească cine o face? Eu știu pentru că eu scriu singură. Cine vă scrie? Dar de unde luați materialele aia? Exact asta, noi 3 ani de zile lucrăm în această privință. Dumneavoastră știți că nu s-a scris acea strategie în altă parte decât acolo unde credeți dumneavoastră. Vă deranjează ceva anume din strategie? Da, FSB-ul mă deranjează. Eu vă întreb, vă deranjează ceva în document? Mine mă deranjează asimilarea cu un serviciu secret Doamna străin. Doamna Rață, eu vă întreb, dumneavoastră, cunoașteți ceva despre strategia asta sau nu? Vă spun ce mă deranjează în acest moment. Eu vă întreb pe dumneavoastră, dumneavoastră, cunoașteți măcar ceva din această strategie? Eu v-am răspuns? Nu. Nu v-am răspuns. Măcar ceva cunoașteți din această strategie? Da, am citit foarte puțin despre ce urmează să se întâmple cu această strategie și ce exact urmează să dezvoltați. Eu vă întreb. Am răspuns, da? Domnule Ceban. Concret, haideți să mergem mai departe. Măcar un pilon, iată, acestei strategii. Domnule Ceban, măcar în acest moment mă interesează în primul rând tot ce înseamnă transparență. E foarte transparent, doamnă. Partea de strategie, ce înseamnă ea, trebuie consultată inclusiv cu experți, că eu nu sunt expert în dezvoltarea municipiului Chișinău. Eu vă întreb măcar un pilon, dumneavoastră, cunoașteți din această strategie? Nu, nu-l cunosc. Niciunul? Nu. E strategie de dezvoltare a orașului. Dumneavoastră sunteți jurnalist sau pretindeți că sunteți un jurnalist profesionist? Este problema primarului capitalei, că a elaborat o strategie despre care jurnaliștii nu știu ce cu ea. Nu este adevărat. Jurnaliștii... Și întrebarea este de ce ați ținut atunci această strategie așa încât noi să nu știm nici cine a elaborat-o, nici în ce condiții au fost selectați. Nu manipulați, pentru că eu mâine vă demonstrez, dumneavoastră nu aveți dreptate. Și vă faceți pur și simplu de rușine pe toată țara pentru ceea ce afirmați acum. Domnul Ceban, spuneți-mi, vă rog frumos, deci, câtă presă a scris despre această strategie? Eu am să vă dau și link-urile cu presa care au dat. Da. Deci doar un singur lucru vreau să vă spun. Că în acest proces de dezbateri sunt foarte mulți oameni implicați. De la dezbateri fizice până la dezbateri online. Foarte mulți. De la experți în identitatea Chișinăului, în planificarea strategică, practic toată comunitatea de arhitecți, da, experți în diferite domenii, economic, social, spațial și tot așa mai departe. Și pe mine mă miră faptul că dumneavoastră, fără ca să cunoașteți măcar un pilon, care sunt mulți acolo, asta este strategia de dezvoltare a Chișinăului. Ca jurnalist, eu nu solicit de la fiecare locuitor, el nu este obligat să cunoască. Deși iarăși acolo s-au făcut foarte multe anchete, deci s-au implicat foarte mulți oameni. Dumneavoastră nu știți nimic o iotă. Domnule Ceban, asta e deranjant. Este foarte trist că dumneavoastră, de ce? Nu ați găsit experți pe interior sau fiind un politician pro-european în vest ca să elaborați o strategie de dezvoltare a municipiului Chișinău și ați găsit cei mai buni experți în Federația Rusă, printre care noi vom verifica toată lista cu nume, dar printre care cel puțin unul este agent al FSB-ului. Eu am înțeles un singur lucru de la toată istoria asta. Dumneavoastră m-ați chemat în tentativă de a mă pune într-un unghier cu lipsă de informații. Deci dumneavoastră efectiv nu știți nimic despre asta. Eu am spus ceva neadevărat din tot ce am spus până acum? Da? Nu am putut să împrobesc ceva din ceea ce am afirmat? Dumneavoastră nu știți nimic despre strategii. Ceva, ceva de ce am spus eu nu este adevărat? Dumneavoastră nu știți cine a elaborat-o? Cum nu știu cine a elaborat-o? Eu v-am spus numai ce. Vă arăt să vă arăt documentul, eu vă arăt și documentul pe care l-ați semnat. Stimați colegi, eu vă rog foarte mult. Dați-ne toate dezbaterile care au fost. Și invitațiile către presă care au fost. Și mie mi-e rușine, nu vă supărați, dar acum vorbesc deschis. Mie mi-este rușine că dumneavoastră nu cunoașteți absolut nimic. Și domnule, încă și manipulați, ne cunoscând nici conținutul documentului. Acum manipulați dumneavoastră. Nu este adevărat. Legându-vă de un aspect pe care eu nu am intrat să-l discut. Eu nu discut o strategie. Eu discut acum despre cine sunt autorii. Dar vă invit la o altă emisiune să discutăm strategia. Veniți? Dracu, da? Da. Sigur. Dar atunci venim și cu mai mulți experți, da? Că eu nu vreau să... Să vă pregătiți neapărat. Evident. Dacă haideți să trecem mai departe. Deci, dacă tot am luat documentul, haideți să vă spun ce scrie aici, cine l-a elaborat. Îmi promiteți acum că puneți, dacă vă dăm toate link-urile, le puneți ca scris? Arătăm, dacă dumneavoastră spuneți că sunt pe site, poate eu nu m-am uitat atent, dar eu nu le-am găsit și nici colegii pe care i-a întrebat din redacția mea și din alte, tot nu știau. Deci aici scrie așa, că s-a glășenia s-a drutnicestvie mijdu muniții pe Chișinău,
are loc între Fond RK Investiții, Center Abucenia, Academia Nedvijimosti. Da. Altcineva nu este. Poate este, dar nu scrie în document. Vreți. Deci haideți să vă mai deschid niște secrete, vreți? Da, mi-mi place să deschideți. Noi avem sugroșenie, o sătrudnicestre, da? În limba română, în limba engleză, cu foarte multe lume. Foarte multe soglășenii, o foarte multă sătrudnicistă. Admit, domnule, cele care sunt în regulă, eu nu am să vă întreb despre ele. Eu am să vă întreb, pe cele față de care am întrebări. Nu sunteți dumneavoastră cea care, măcar dacă nu cunoașteți conținutul documentului, să dați că e în regulă sau că nu e în regulă. Dumneavoastră puteți să vă spuneți că eu cred că nu este în regulă, dar să spuneți că nu e în regulă, ce, nu aveți. Dumneavoastră aveți dreptul să dați, să vă dați cu părere și stabiliți ce este bine, ce este rău. Cine are drept să facă marș, cine n-are, dar eu n-am dreptul să stabilesc pentru mine ce este în regulă exact și ce nu este în regulă. Dumneavoastră. Pentru mine, evident, deci, că nu sunt instanță. Eu cred, eu, Mariana Rață, cred, dar nu eu spun și mâine Nicolae Pervăi, deci toată lumea din numele tuturor. Revenind la... prestația acestor politehnologi în campania electorală din 2019 și mult mai târziu, din punctul dumneavoastră de vedere, există o problemă în faptul că, iată, așa gen de politehnologi, poate că și în alte, la alte partide au fost, dar în condițiile în care ei au prestat, cheltuielile nu au fost prevăzute în finanțarea campaniei electorale, reprezintă o modalitate de finanțare ilicită a unei campanii electorale. Doamna Rață, deci ce îi spuneți dumneavoastră, dacă și-a avut loc, trebuie să fie probat. Iată, eu vă arăt, ca dumneavoastră să știți, și am mai arătat și în altă parte. Vă rog frumos să faceți camera foarte mare, dar să o prezentați cumva. Așa. Asta este un pliant a pasului, eu vă dau. Țineți-vă. Da, mulțumesc. Da? Sute de mii de astfel de pliante au fost... Să aveți nevoie de el, dar poate vă mai duci la o televiziune. Mă-l dați înapoi, eu doar v-am dat să-l țineți, vă rog să găsiți datele de ieșire, care sunt obligatorii conform legii. Spuneți-mi dacă v-ați adresat la instituțiile competente. M-am adresat și la FIS și la Comisia Electorală Centrală. Nu, să aveți răspunsul, ne-a anunțat ce v-au răspuns. Acum vreau să vă spun, iată, asta este dovada faptului unei finanțări ilegale. Da. Asta este dovada... Prezența unei echipe de consultanți ruși care au venit aici, au cheltuit pe transport, au stat cazați, au mâncat, deci au avut niște cheltuieli elementare care nu este clar din ce surse au fost acoperite. Asta este o finanțare ilicită? Doamna, sau dacă nu se regăsește în raportul financiar? Doamna Rață, repet, pentru asta sunt organele abilitate. Iată, eu vă demonstrez finanțarea. Eu vă consider pe dumneavoastră un politician foarte bun și asta se vede și acum. Mai cred că sunteți o persoană foarte bine informată. Așa. Și nu admiteți ca în ograda dumneavoastră să se întâmple lucruri pe care dumneavoastră nu le înțelegeți. Să vă lucreze cineva în staful electoral, fără ca să înțelegeți cine este, din ce bani este plătit, cum activează, cu ce se ocupă, nu cred. Doamna Rață, eu repet, mie mi se pare că noi foarte mult timp alocăm acestor subiecte. Dacă dumneavoastră mi-ați răspunde mai rapid, am alocat mai puțin. Eu nu am făcut nimic ilegal în acea campanie. Dumneavoastră nu mi-ați răspuns la o singură întrebare foarte importantă. Care? Dacă dumneavoastră știți din ce bani au fost acei oameni întreținuți la Chișinău. Să zicem că au prestat gratuit, au făcut voluntariat, dar au avut niște cheltuieli. Cine le-a plătit? Bun. Cine are întrebări de genul ăsta, le pune exact structurii. Dacă e vorba de partid, se pune... Dumneavoastră sunteți candidatul de la cele alegeri. Care structură să mai întreb? Păi, și nu este prima dată când sunteți întrebat asta. Prima dată ați spus că nu știți. Ok, bănuiesc că v-ați dus și v-ați informat. Ce să mă informez? V-ați întrebat colegii, domnul Bătrâncea era șeful staff-ului atunci, nu? L-ați întrebat pe domnul Bătrâncea. Ce? Cine erau oamenii ăștia, cine i-a plătit? Nu l-am întrebat. De ce nu l-ați întrebat? O să-l întreb. Dar de ce nu l-ați întrebat până acum? Nu am văzut rezonabilitatea. Eu vorbesc acum foarte sincer. Mie mi se pare că... Domnul Ceban, dumneavoastră sunteți deja nu știu câtă oară și în presă și la emisiuni întrebat de unul și același lucru. Și dumneavoastră nu credeți că e necesar să aveți un răspuns? Eu am o dovadă a faptului finanțării ilegale. De facto. Eu vă întreb de dumneavoastră. Asta este finanțare ilegală. Bine, asta și este, sutele dacă spuneți. De mii de lei băgate oficial în Facebook și... Fermele de troli, care de dimineață până seară îmi ponigresc imaginea absolut prin internet. Trezoreria SOA spune că tot așa o fermă era care presta pentru Gudilin, creată pentru a presta pentru... Dar numai că eu pot să probez, dar dumneavoastră nu puteți proba lucrurile astea. Eu citesc Trezoreria SOA. Ce repet, să mai probez? Eu nu sunt și n-am fost vizat în nicio formă în acest sens.
Și dumneavoastră nu deduceți... Nu am spus că numele Ion Ceban a apărut acolo. Nu am spus asta. Nici alt nume. Da, bă, da, faceți okay. aluzii la mine, nu? Dumneavoastră vă asociați cu Manu? Da, mă asociez cu Manu. Înseamnă că ați fost indirect vizat. Bun. Și nu v-am vizat eu, v-am vizat trezoreria SUA. Sunteți gata să dați pe post declarația, domn ambasador? Domnule, colegii o pregătesc, bănuiesc. Am făcut precizarea, eu... așa, păi vă rugăm să-i întrebați. Da, domnule Ceban, doar că nu. Eu, de exemplu, cred în primul rând documentelor oficiale. Și dacă un document oficial citează într-o anumită fel... Dumneavoastră acum faceți aluzii că domnul ambasador nu știe ce vorbește sau cum? Domnul ambasador este reprezentantul unui stat. Iar eu vă spun că în documentul elaborat și făcut public de acel stat... E un anumit fel. Bun. Eu nu cred că domnul cred că ambasador a spus total diferit. Eu cred că noi închidem. Iată dovada finanțării ilegale. Da. Vreau să ne arătați dovada că nu a fost finanțat ilegal partidul, candidatura dumneavoastră în alegeri. Arătați-mi această dovadă. Cum să vă demonstrez? Ce să trebuie să fac? Ei sunt toate rapoarte în acest. Dumneavoastră deocamdată îmi spuneți, nu știu, n-am întrebat, nu am un răspuns. Dar eu vă zic, dați-mi dovada că nu este, ca să nu am suspiciuni. Nu, pentru că nu știu. Doamnă, pentru asta. Există organe abilitate, dumneavoastră nu mă auziți. Adevărat, da, este candidatul procuratură, are este procuratura anticorupției, care astăzi e măsluită... Dar candidatul are obligația să știe, să fie sigur că a fost respectate toate normele. Eu vă normele. Spun că au fost respectate toate normele. Bine. Aveți siguranță? Am siguranță. Ok. Luăm încă o pauză de publicitate și atunci venim să discutăm și despre primărie. Тридцать лет независимости, семь президентов, десять парламентов, 17 правительств, выборы, борьба за влияние, война у наших границ. Что дальше? Кто мы и с кем мы? Вопросов много. Новая неделя с Анатолием Голя. Понедельник в 20:00 на ТВ8. У каждого своя истина. Но не стоит спешить с выводами, ведь всегда найдется альтернатива. Чтобы взглянуть на мир с иного ракурса, смотрите программу «Альтернатива» по средам в 8 вечера на ТВ8. Bine v-am regăsit la cutia neagră. Am o viață întreagă, n-ați lucrat nicăieri. Aveți vreo presimțire că ați putea fi demis. Ce pe Platon atât de greu să mișcă lucruri? Cu șor, ce urmează să se întâmple? Țările cele așa și smurează în procuratură. Fiecare zi, un început. Noi evenimente. Noi provocări. Pun întrebări ca să aflu un răspuns. Pentru că deciziile lor influențează viața noastră. Iar vineri nu lăsăm evenimentele în umbră. Tragem linia, le dezbatem și le analizăm pe cele care contează. Întreabă Ghețu. Vineri, 20:00. Doar la TV8. Faceți cunoștință. Sergio, polițist corupt. De 15 ani în sistem. Spală mita în Ligian. Victor, procuror mituit. Numai el știe cu cât stres a luat și a spălat banii aceștia. Domnul Dumitru, primar avar, după ce spală mita, o usucă cu mare grijă. Viorica, deputată transfugă, netezește cu firul de călcat fiecare bancnotă primită. Doamna Irina, judecătoare compromisă, își păstrează unghiile și spală mita doar în mașina de spălat. Cutia Neagră Plus cu Mariana Rață, duminică, ora 19:45, doar la TV8. Mă tin că la magazinul din Vale până era mai ieftină.
Parcă o interesează pe cineva cum trăiesc eu din salariul de profesor. Бюрократия, мита, тец начальник, да ты платишь таксу, платишь. Спала, мэтру, штержи. Да и ка наинти, скуйпа ди паркаш баджок. Шел метел треслинкал спел фрайцо, на пендроис май мари, требы яросом промут. Копилу ну пуате са мананчир май картофи. Ел ари невои ши ди обуката де карни, ши о легума, ши о банана. Платешки, Георги, такса де друмур, dar drumuri așa și nu aveam. Să știi, grindină, lucrător nu-s, n-ai unde vinde. Bătaie de joc. Тридцать лет независимости. Семь президентов. Десять парламентов. Семнадцать правительств. Выборы. Борьба за влияние. Война у наших границ. Что дальше? Кто мы и с кем мы? Вопросов много. Новая неделя с Анатолием Голя. Понедельник в 20:00 на ТВ8. У каждого своя истина. Но не стоит спешить с выводами, ведь всегда найдется альтернатива. Чтобы взглянуть на мир с иного ракурса, смотрите программу «Альтернатива» по средам в 8 вечера на ТВ8. Bine v-am regăsit la cutia neagră. O viață întreagă, n-ați lucrat nicăieri. Aveți vreo presimțire că ați putea fi demis? Ce pe Platon atât de greu să mișcă lucruri? Cu șor, ce urmează să se întâmple? Țările cele așa și smurează în procuratură. Fiecare zi, un început. Noi evenimente. Noi provocări. Pun întrebări ca să aflu un răspuns. Pentru că deciziile lor influențează viața noastră. Iar vineri nu lăsăm evenimentele în umbră. Tragem linia, le dezbatem și le analizăm pe cele care contează. Întreabă Ghețu. Vineri, 20:00, doar la TV8. Am revenit în studio, continuăm discuția. Ca să încheiem legat de subiectul legat de Rusia, FSB, electorală și toate celelalte, două întrebări foarte scurte. E nevoie de sancțiuni ale Republicii Moldova împotriva Rusiei în contextul războiului? Ne ajută asta cumva? Mă întreb, cum credeți? Eu vă întreb, ne ajută asta cumva? Nu știu, probabil da, probabil nu. Noi avem sute de mii de cetățeni care locuiesc pe teritoriul Federației Ruse, lucrează. Păi nu știu cum îi afectează. Noi avem, suntem încă dependenți de resursele energetice. Iată, eu vreau să revin totuși la puțin, formula. Deja cel puțin de energie nu mai depindem deloc de Federația Rusă. E bine sau nu e bine? Plătim un preț de care? Că nu mai depindem de Federația Rusă. Dar noi dependeam de Federația Rusă de energie electrică? Da, dumneavoastră doar știți foarte bine că depindeam. Cum? Da, cum? Energie electrică o luam de la Cuciurgani. Da, făcută din ce? Din ce? Din gaz rusesc. Și? Era dependență totală. Deci în momentul în care rușii au scăzut drastic volumul de gaze, noi nu am mai avut energie. Dar altceva m-a întrebat. Este bine că nu mai depindem energetic de Federația Rusă? Este bine să diversificăm opțiunile energetice. Da. Dar trebuie să facem ce populația poate suporta, în primul rând. Și așa cred că este corect. Nu este bine că noi astăzi plătim cel mai scump gaz din Europa. Este bine că nu a precedat Federația Rusă Gazprom-ul cu noi unilateral decizând să reducă volumele de gaze. Asta este interpretarea dumneavoastră. Eu vreau dumneavoastră cum credeți? Eu procedat corect? Îmi permiteți, vă rog frumos. Eu știu că să răspundeți la întrebarea mea, da, vă rog. Dați-mi voie să fac o incursiune. Mai întâi răspundeți la întrebare și până faceți incursiunea. Păi eu știu că partea moldovenească la fel nu și-a onorat angajamentele. Deci problema auditul e reducerea, nu, condiția principală era să ne plătim
consumul de gaze și noi asta respectăm la secundă, la zi, la minut. Eu știu că toate lucrurile sunt stipulate într-un acord. Da? Acel acord a fost semnat de un demnitar moldovenesc, da? Înaintea războiului cu Ucraina. Bun? Acum, deci, dumneavoastră credeți că singura vinovată de această situație este Republica Moldova? Gazpromul nu are nicio problemă. Asta este interpretarea dumneavoastră. Eu precizez. Spuneți-mi cum este corect. Ce? Gazpromul, v-am întrebat. Există un acord. În acest acord există angajamentele ambelor părți. Gazpromul a încălcat acest acord? O secundă. Dacă noi nu ne-am onorat toate angajamentele și Gazpromul a făcut o acțiune, e o situație. Dacă noi ne-am onorat angajamentele, atunci Gazpromul e de vină. Dacă noi ne-am onorat toate angajamentele. Și dumneavoastră cum credeți? Gazpromul e de vină sau nu e de vină? Eu știu că contractual noi nu ne-am onorat toate angajamentele. Ok. Acum, vreau ca să fie foarte clar și... Încă o întrebare, ultima. Legat de acest subiect, după asta. Da. Dumneavoastră cum vedeți soluția pentru războiul din Ucraina? În ce sens? Iată cum dumneavoastră credeți că este corect să se încheie acest război. Exact cum afirmă toată lumea din politicieni la scară mondială. Trebuie să negocieri și finalizare. Ce înseamnă negocieri? Păi, negocieri. Ce? Cederi din partea Ucrainei, retragerea Rusiei necondiționată? Negocieri este război între ei. Negocieri trebuie cu participarea, probabil, a statelor lumii, sub egida ONU sau... Trebuie Ucraina să cedeze ceva sau este teritoriul său și trebuie să-și recupereze? Am vorbit că este teritoriul său. Dacă mă întrebați, sunt pro-război, am zis nu. Și nu-mi interpretați, vă rog, cuvinte. De asta vă întreb. Cum credeți că nimeni nu poate să spună că este pro-război, dacă este teafar la minte? Dar cum vedeți soluția? V-am spus, prin negocieri. Sub egida marilor puteri. Care să prevadă ce? Acum nu zicem cum o să se întâmple, dar cum credeți că ar fi corect să se întâmple? Am pledat pentru integritatea teritorială. Ok, gata. Da? Am primit răspuns. Mulțumesc. Dar mai spus, nu înțeleg de ce trebuie să mai spun lucrurile astea. Pentru că, vedeți, noi nu întotdeauna ascultăm toate declarațiile și pe urmă spuneți că noi nu le-am auzit. E suficient aici, am pus punct. Foarte da? Bine, bun. Da. Deci acum vreau să... Săptămâna trecută am anunțat despre faptul că suntem furați la greu. Și în acest furt sunt demnitarii moldoveni, este implicat Moldovagaz și este implicat probabil cineva din Gazprom, pentru că lucrurile astea nu pot fi așa. Vreau să dau detalii pentru că m-am întrebat de probe și n-am fost chemat la procuratură până în ziua de astăzi. Sunt gata să colaborez cu orice procurator. Dar ați depus o plângere, o denunț la... Nu trebuie să depun eu, să se autosizizeze și eu am să vin și am să le dau... Cum să fiți chemați la procuratură? În baza la ce? Mi se pare grav că noi suntem furați de milioane, zilnic. Și toată lumea tace. Nu prea am văzut știri la acest capitol. Nu prea am văzut dumneavoastră... Dumneavoastră a spus că nu vă uitați la televizor, de asta și nu vedeți. Ați vorbit, dar eu am matricea de știri zilnică, am zis. Astăzi este Soft, care cu nou 10 euro pe lună poate să-ți dea absolut toate conținuturile care sunt în rețele de socializare. Și vă arată că noi nu discutăm despre prețul la gaze și tot ce se întâmplă pe sectorul energetic. Asta vă arată Soft. Nu, îmi arată că noi astăzi am discutat o oră, adică ați încercat dumneavoastră să mă chemați și îmi pare mie că v-ați gândit dumneavoastră când puneți întrebări incomode, să-mi interpretați pe locuri cuvintele. Nu, nici m-am gândit, dar ceva s-a părut incomode. Eu sper că am răspuns la toate întrebările și nu mai avem interpretări în acest sens. Acum, dar eu mai am întrebări, domnule, ceva. Așa ca un jurnalist de investigații, atunci când am făcut declarațiile publice, era foarte bine ca să fie preluate în mass media. Ceea ce s-a întâmplat ieri cu acele scurgeri din telegramul unui ministru cu lobby pentru companii private, cu măsluirea, și noi am vorbit despre asta, că n-a venit doamna din America nefiind sigur că va fi pus acolo în funcție de procuror anticorupție. Dar asta este grav, asta este foarte grav. Și despre asta nu se vorbește. Sergiu Litvinenko a spus că nu este, sunt trucate aceste convorbiri, nu sunt adevărate. De ce astăzi procuratura nu intentează dosar penal pe verificarea acestor lucruri? Dar asta nu credeți pe Sergiu Litvinenko? Eu nu-l cred pe Sergiu Litvinenko. Nu am niciun motiv să-l cred pe Sergiu Litvinenko. Înțeleg. Și eu am să rog colegii să... Niciun ministru din actuala guvernare. Da, eu vă cred, adică și așa și trebuie să nu credeți pe cei care sunt la putere să verificați ce spun ei, dar noi acum vorbim despre situație cu niște înregistrări sau niște pretinse discuții care au apărut publice. Dumneavoastră spuneți că nu sunt adevărate. Eu am să vă rog să-mi spuneți dacă sunt adevărate alte imagini care au apărut public 2 ani în urmă. Spate eu să-mi termin gândi aici. Imediat ce ne uităm la asta. Da. Da, domnule.
Auzi, da, noi n-am discutat încă o variantă. Dar dacă de să anulezi alegerile al rezultatului Năstas, și tu, pe urmă, pentru că tu ești declarat câștigător, dar în cazul ăsta tu refuzi de mandat pentru că nu-i corect, și dacă fac proteste, fac amu, mi se pare că este bardac mare. Și numezi de dată alegerile în decembrie, care vor bardac, îl lasă după în alegeri. Ну, это не так вот просто. Не знаю, мне кажется, что для них плохо. Нашим-то что, нашим будет весело. Ну, для нас, я думаю, ну, будет пентро ной минус. Так фащим пасу эстошни. То я сейчас поймаю, казалось, что я он деклар не коррект. Ну, что мы, ну, я дарно, мы не пресса мочи казалось, не требишь, не? Cei cu contestare și eu o să spun dacă ceva și toți, că noi nu am cerut anularea alegerilor, noi am cerut constatarea încălcării. Eu azi am spus că noi am recunoscut alegerile încă atunci. E discuția dintre dumneavoastră și domnul Dodon? O parte este, am mai comentat. E adevărat sau nu e adevărat? Scoase din context, mi se pare poziție foarte corectă în ceea ce am menționat, nu? E adevărat sau nu? Că atunci a spus că nu e adevărat. Sunt lucruri care sunt scoase din context, sunt unele adevărate, altele nu. Și ce vă face să credeți că în cazul acestor scurgeri care s-au făcut nu există aceeași situație? Nu mi-ați permis să finalizez gândul. Eu nu exclud că sunt unele lucruri care nu sunt adevărate în ceea ce țin. Dar știu oameni și am vorbit cu oameni care sunt vizați în aceste convorbiri și mi-au confirmat că este adevărat cel puțin ceea ce au vorbit ei. Absolut tot. Era în discuția care vizau șefa Procuraturii Anticorupție? Mai mult decât atât vreau să vă spun că... Bun, hai că nimeni, doamna Rață, nu mai țineți de proști o țară întreagă. Nimeni nu mai are nicio iluzie și aluzie referitor la că este cum a fost numită doamna în funcție. Mi se pare că trebuie să procedăm corect. Când ați fost vizat dumneavoastră în registrare, ați spus că interpretat, scos din context. Admit că sunt și lucruri care sunt scoase din context. Da. În cazul ăsta, spuneți altfel. N-am spus acum, am spus că admit că... După ce v-am arătat acea înregistrare. Dar nu mi-ați permis să finalizez gândul, că mă întrerupeți la fiecare pas. Asta faceți, asta nu? Este misiunea unui moderator într-un studio. De asta credeți că moderatorii stau în studio ca mobilă să asculte ce spun invitații? Nu, să aibă o discuție vie. Cum credeți? Azi am să vă pot... Acum puteți. Mulțumesc. Dacă am clarificat cu înregistrările, putem să trecem la Moldova Gas. Haideți să facem în felul următor. Dar da, vreau să știți că... Că m-ați întrerupt tocmai la momentul în care am vrut să fac o precizare. Nimeni, absolut. Deci toată lumea din procuratură, din sistemul judecătoresc, știi, cei din sistemul judecătoresc știu cum sună Sergiu Litvinenko și urlă ca să ia o decizie sau alta. Acum, chiar nu ne mai ascundem după deget. În procuratură, la fel, se cunosc toate lucrurile. Nu înțeleg de ce oamenii care trec prin asta nu scriu denunțuri pentru influență neconformă. Vreți să vă spun? Da. Da? Dați, eu sunt un primar probabil incomod pentru guvernare. Ei singuri au spus lucrul ăsta. Deci nu înțeleg de ce noi n-am putea colabora pe lucrurile care sunt vitale pentru oraș. Și da, eu am foarte multe blocaje. Doar că blocajele lor nu mă împiedică să dezvolt municipiul Chișinău. Și eu cred că împreună cu echipa noi facem foarte multe lucruri. Este răspunsul la întrebare de ce nu denunță cei care au influență neconformă? Să vă spun, da, vreau... Pur și simplu, noi mai avem puțin timp, dar eu am întrebări despre primărie, înțelegeți? Oamenii vor să știe și ce se întâmplă în primărie. Bun, deci... Și apoi peste 3 ani, când o să veniți data viitoare, ei, mult timp. M-am apropiat să vă spun ce am vrut să vă zic. Haideți, exact la subiect. Exact la subiect. Eu nu depind atât de mult de guvern. Nu depind. Deși vreau să știe toată lumea, da? Și faceți, vă rog, frumos. Unde e camera? La dumneavoastră aici? Cine poate face? Deci Chișinău transferă la guvern 19,9 miliarde lei. Guvernul transferă la Chișinău 2,5 miliarde, adică aproximativ 12%. Și în asemenea condiții, eu nu depind foarte mult. Da, noi avem și bani pentru dezvoltare. Da, nu mi s-a întors niciun leu pe COVID. Da, nu mi s-a dat practic bani pentru gestionarea crizei refugiaților. Iar cei ce mi s-a dat nu mai pot acoperi cheltuielile din urmă. Da, ne-au necat sute de milioane de lei pentru întreținerea instituțiilor și eu cred că aici este grosul problemei. Vă credeți un noroc că municipiul Chișinău este orașul care are cei mai mulți agenți
economici, cea mai mare activitate economică și evident că aveți aici, și venituri mult mai mari decât în alte părți. Iată aici în alte părți, m-au întrebat, m-au întrebat, da? Da? Și eu pot fi local. De ce? Asta pentru, nu, pentru că eu nu depind într-asemenea formulă de ei. Ce se întâmplă? Banii care ajung la stat sunt repartizați în mare măsură pe criterii politice a administrațiilor publice locale. Asta se întâmplă și primarilor. Și când m-ați întrebat de ce, pentru că eu tot, băi, tu ești gata să vorbești public. Dar dumneavoastră când spuneți că banii sunt repartizați pe criterii politice. Pot proba acest lucru. Da, puteți proba. Simplu. Chișinăul nu este parte, de exemplu, a fondurilor de dezvoltare. De ce? Dacă noi contribuim cel mai mult. Dar Chișinăul încearcă să atragă investiții. Da, și le atrage. Nu doar că încearcă. Câte investiții ați atras? Foarte multe. Da, concret? Acum și vă povestesc. Doar vreau ca să termin. Asta este... se poate? Neregulile raportează gmail.com. Eu am primii primari președinți de raioane care au început să vorbească. De ce am pus acest e-mail? Vorbeam despre judecători și procurori sau despre primari? Că nu, eu deja eu mă încurc. Nu vă încurcați, cum? Eu am să vă descurc dacă vă încurcați. Nu trebuie să mă descurcați. Deci, să fie foarte clar. Primarii se tem că vor fi lipsiți de fondurile pe care le au. Eu nu mă tem să fiu lipsit. În baza căror lucruri ei se tem. Eu vă spun că astăzi am mulți primari. De ce am arătat asta? Vă rog frumos, nu tăceți. Transmit direct ca șef a delegației Republicii Moldova la Congresul Autorităților Locale a Consiliului Europei materialele pe masa funcționarilor de acolo. Și acum am făcut acest lucru în cazul mai multor primari, președinți de raion, care sunt luați pe sus, absolut nenecesar. Și nu știu de unde unele televiziuni la ora 6 dimineață, de exemplu, cum i s-a întâmplat domnului primar de la Hâncești, s-au dus la o bucată acolo, de unde au informații că la ora 6 o să vină să lucreze echipa operativă? Nu știu, eu nu am astfel de informații. Haideți să trecem la subiectul legat de primăria Chișinău. Nu mai avem timp, de asta v-am spus, se tem și judecătorii, se tem și procurorii, pentru că le-au făcut amul. Eu încurajez să nu se teamă și dacă se fac pre-vetting și au văzut că nu există cine și în aceste condiții să poată să-i apere. Nu toți sunt corupți, nu toți sunt implicați. Tocmai asta, și dacă nu sunt corupți, de ce se tem să reclame influențe neconforme? Că n-are ce le face dacă sunt curați. Haideți să vorbim despre primăria Chișinău. Au vorbit unii din... Ce înseamnă Smart City, despre doamna Sânduță, nu știți, da, cum a fost... Eu am să mă apuc să vorbesc despre doamna Sânduță. De ce? De atâta. De ce? Haideți să am să... Tocmai l-am citat pe fostul dumneavoastră șef de partid. Ce înseamnă Smart City? Eu vreau să spun cum ne fură gazul. Nu, dar nu este normal. Nu v-am lăsat să vorbiți ce ați vrut dumneavoastră, acum eu am întrebări. Cum nu v-am lăsat? Eu vreau să arăt cum se fură gazul. Nu vă interesează că e jurnalist? Mă interesează după ce am să adresez întrebările mele. Nu vă interesează cum ne fură? Domnule Ceban. Mă întrebați de ce nu mă cheamă la procuratură, pentru că nu interesează. Eu acum vreau cu probe să vă demonstrez. Noi arătăm asta de foarte mult timp. S-a scris acolo că nu se poate să-i dați voie lui Ceban. Dați-mi 3 minute. Eu în 3 minute mă întrebesc. Ce s-a scris? Eu vă întreb. 3 minute, nu mai mult. Cine poate să-mi scrie? 3 minute. Nu mai mult. 3 minute, deja e foarte mult. Dumneavoastră 15 minute ați vorbit despre ce vreți, nu mai ați întrebat despre asta. De ce ați vrut. Eu vă spun că statul este furat. Eu, ca administrator a acestui oraș, sunt furat de buget și în loc să dau la investiții, în loc să dau la social, plătesc factura acestor nu doar incompetenți, dar și răufăcători. Da, și vreau să vă rog, dau detalii. Dumneavoastră nu aveți bani și aveți găuri în buget, vă cred, pentru că prețurile sunt foarte mari, tarifele au crescut. De ce organizați sărbători de astea pompoase ca Ziua Tineretului în premieră, deci pe timp de ciumă, noi facem sărbătoare? De ce organizați un hram în oraș? Apropo, noi nu știm cât costă nici sărbătoarea de septembrie, nici cea de acum. Se poate eu să finalizez? Vă rog să-mi răspundeți la întrebare. Ce? Noi organizăm toate lucrurile. De ce le organizați dacă aveți găuri în buget? Dar n-am găuri în buget, n-am zis că am găuri. Cum? Dumneavoastră ați spus, creează găuri în buget. Nu creează găuri, doamne. Deci, n-ați spus dumneavoastră bun, asta? Hai să facem în felul următor. Da, un lucru pe care nu l-am planificat. 700 de milioane de lei trebuie să-i îngrop în nasip. În loc să-i dau
la activități, să construiesc o nouă școală. Apropo, știți dumneavoastră că la Chișinău se construiesc școală și grădinițe astăzi? Da, foarte bine, așa și trebuie să se întâmple. Adică... am văzut la TV8 știri din 1 septembrie că am deschis o școală de 809 locuri. Dumneavoastră, acum ne spuneți, voi de ce nu faceți știri că un polițist a prins un hoț? Pentru că polițiștii trebuie să prindă hoți. Iar primarii trebuie să administreze Chișinău, corect? S-a aruncat de către pas într-un sat la Hulboaca, nu știu care, deci ceva peste râu și... plin la dumneavoastră la televiziune. Da, păi cum? Arătați. Da, băi, vă arăt, n-am nicio treabă. Arătați-ne, domnul Cioban. Eu pot să vă arăt câte știri sunt despre Ion Cioban la TV. Am vrut să vă spun că la țară, știi cum, deci nu mai reușiți să dați toate bășinile cuiva. Mă bucur. Sunteți prezent, a tot prezent la... Da, o școală că se deschide, o grădiniță nu ar văzut. Nu cred că vă face față un astfel de limbaj, ca primar al capitalei, dar mă rog. Limbaj pe care îl utilizează oamenii noștri la sat. Exact, da, noi doar nu vorbim neapărat cum vorbesc. Bun, fiecare dat de aer, fiecare pârț, haideți să fim cărturari, este dat de către TV8 în ceea ce face și nu face pasul. Așa e bine? Sigur că aveți probe și o să le prezentați, nu? Cu pârțurile? Nu. Domnule Cioban, eu tot ce vă întreb, dacă s-a dus ăsta, s-a mișcat, a pășit, a ieșit din clădirea Parlamentului și pârț. Sunteți, mă uitam ce că... Ce v-ați... Mă amuz chiar. Am balat așa de tare, v-ați enervat așa de tare. Eu nu sunt deloc nervos. Păi cum, iată acum ați devenit foarte agitat. Mă amuz. Deci... orice declarație, orice declarație a pasului, fie și falsă, deci... Domnule Cioban, ascultați-mă atent ce eu întreb eu. Știu de ce, pentru că eu vă răspund, trebuie să vă răspund. Concertele capitalei. Foarte bine, o să le facem în continuare. Da, plătite din bani publici. Noi avem dreptul să știm cât costă? Cu certitudine, dar sunt dispoziție. De ce nu avem această informație? Cum nu este ascunsă? Colegii mei recent v-au întrebat, a spus că mă voi informa și vă voi răspunde. Nu ne-ați mai răspuns. Păi... aveți înscris, Da, dați-ne odată cifra, aceea și eu mă las de dumneavoastră, nu vă mai întreb. Nu e nicio problemă. Spuneți-ne cifra. Stimată doamnă, am să-i rog să afle câte sunt. Acum vă rog, întrebați pe colegi. Să ne dați. Și astăzi, în această emisiune, și cât e pachetul de sponsorizare. Da, eu vreau să revin la gază. Și agenții economici care sponsorizează, că tot e interesant. De ce? Ca să vină fiscul la ei? Nu, pentru că este transparență. Bun. Da. Acum spuneți ce ați spus. Holdingcom Bank, de exemplu. Coca-Cola, de exemplu. Panda Tour, de exemplu. Mai dau lista? Spuneți ce ați vrut să spuneți despre... Să le facem berea, Halls. Nu, dacă dați mai multe, asta deja nu e publicitate. Ce era acolo cu cum suntem furați? Două minute ați spus. Coca-Cola, deja repetat. Halls, Panda Tour. O să plătiți dumneavoastră amenda dacă repetați prea des. Pentru că prea des le repetați. Păi, dar m-ați întrebat, v-am spus. O dată, era suficient. Bun. Trebuie să luăm publicitate, mă anunță colegii. Păi, dar dacă dumneavoastră nu ajungeți să răspundeți la întrebări, sunteți preocupat de alte subiecte? Departe. Eu văd că dumneavoastră nu vă interesează cum se fură gazul. Domnule Cioban, nu știu dacă dumneavoastră sunteți bine informat, dar Cutia Neagră Plus a făcut mai multe investigații pe subiectul Moldova Gaz și prețurile la gaze. Dar despre cât vorbim noi despre asta în emisiune, cu experți, cu autorități? Eu vă dau informații bombă pe care dumneavoastră mă preluați mai departe de și urmăsluiți. După asta revenim cu bombele. Hai, bun. Тридцать лет независимости. Семь президентов. Десять парламентов. 17 правительств. Выборы. Борьба за влияние. Война у наших границ. Что дальше? Кто мы? И с кем мы? Вопросов много. Новая неделя с Анатолием Голя. Понедельник в 20:00 на ТВ8. У каждого своя истина. Но не стоит спешить с выводами, ведь всегда найдется альтернатива. Чтобы взглянуть на мир с иного ракурса, смотрите программу «Альтернатива» по средам в 8 вечера на ТВ8. Bine v-am regăsit la Cutia Neagră. O viață întreagă, n-ați lucrat nicăieri. Aveți vreo presimțire că ați putea fi demis?
ce pe Platon atât de greu să mișcă lucruri? Cu șor, aceasta... ce urmează să se întâmple? Pisarele cele așa și smurează în procuratură. Fiecare zi, un început. Noi evenimente. Noi provocări. Pun întrebări ca să aflu un răspuns. Pentru că deciziile lor influențează viața noastră. Iar vineri nu lăsăm evenimentele în umbră. Tragem linia, le dezbatem și le analizăm pe cele care contează. Întreabă Ghețu. Vineri, 20.00, doar la TV8. Faceți cunoștință. Sergio, polițist corupt. De 15 ani în sistem. Spală mita în Ligian. Victor, procuror mituit. Numai el știe cu cât stres a luat și a spălat banii aceștia. Domnul Dumitru, primar avar. După ce spală mita, o usucă cu mare grijă. Viorica, deputată transfugă, netezește cu fierul de călcat fiecare bancnotă primită. Doamna Irina, judecătoare compromisă, își păstrează unghiile și spală mita doar în mașina de spălat. Cutia Neagră Plus, cu Mariana Rață, duminică, ora 19.45, doar la TV8. Mă tin că la magazinul din Vale până era mai ieftină. Parcă interesează pe cineva cum trăiesc eu din salariul de profesor. Birocrație, mită, tăți, nacealnici, dar tu plătești taxă, plătești. Spală, mătură, șterge. Dă-i ca înainte, scuipă de parcă-și bat joc. Și el mi-a tăl treslingat pe el frațiu, dar pentru ei mai mare, trebuie iară să-mi promut. Copilul nu poate să mănânce numai cartofi. El are nevoie și de o bucată de carne, și o legumă, și o banană. Plătești, Gheorghe, taxa de drumuri, dar drumuri așa și nu aveam. Sește, grindină, lucrători nu-s, n-ai unde vinde. Bătaie de joc. Тридцать лет независимости. 7 президентов, 10 парламентов, 17 правительств. Выборы, борьба за влияние, война у наших границ. Что дальше? Кто мы и с кем мы? Вопросов много. Новая неделя с Анатолием Голя. Понедельник в 20.00 на ТВ8. У каждого своя истина. Но не стоит спешить с выводами, ведь всегда найдется альтернатива. Чтобы взглянуть на мир с иного ракурса, смотрите программу «Альтернатива» по средам в 8 вечера на ТВ8. Bine v-am regăsit la cutia neagră. O viață întreagă, n-ați lucrat nicăieri. Aveți vreo presimțire că ați putea fi demis? Ce pe Platon atât de greu să mișcă lucruri? Cu șor, ce urmează să se întâmple? Pisarele cele așa și smurează în procuratură. Fiecare zi, un început. Noi evenimente. Noi provocări. Pun întrebări ca să aflu un răspuns. Pentru că deciziile lor influențează viața noastră. Iar vineri nu lăsăm evenimentele în umbră. Tragem linia, le dezbatem și le analizăm pe cele care contează. Întreabă Ghețu. Vineri, 20.00, doar la TV8. Faceți cunoștință. Sergio, polițist corupt. De 15 ani în sistem.
A revenit în studio pentru ultima parte a emisiunii. Invitatul din această seară este primarul Capitalei, domnul Ion Ceban. Domn Ceban, Smart City, ce înseamnă? Nu vă interesează cu gazul. Eu las ultimele 5 minute din emisiune ca dumneavoastră să vorbiți despre asta. Altfel, bun, eu risc să nu mai vorbesc deloc despre capitală. Ce înseamnă Smart City? Există o strategie care la fel este elaborată, apropo, cu participare deja experților locali și din Germania, dacă tot mă întrebați. Da? Diversitate. A fost prezentat în cadrul forului economic, a fost aprobat, urmează să fie elaborat planul de acțiuni și sunt foarte multe componente acolo, diferite, începând de la utilizarea tehnologiilor informaționale în diferite domenii, până la optimizarea unor procese, subiecte legate de mobilitatea urbană. Deci, da, dacă vă interesează concret un domeniu. Smart City. Nu, dar nu e că este cineva sau nu este. Chiar și Viena, care se consideră top în lume, are foarte multe de îmbunătățit în această privință. Dumneavoastră, în campanie electorală ne-ați promis că o să formați și toată lumea ține minte. Știți că acum toată lumea va face trolling anume pe asta, Smart City. Da? Și de asta noi, eu vreau să înțeleg. Toată lumea face trolling. Ăștia care, nu toată lumea, aveți dreptate. Unii vă fac trolling, mulți vă fac trolling. Aveți dreptate, nu e corect să generalizăm. Eu mă uit în promisiunile dumneavoastră, în programul dumneavoastră electoral din 2019. Da. Cum ați definit dumneavoastră atunci ce înseamnă Smart Chișinău? Va implementa un concept de transformare a Chișinăului într-un oraș smart, foarte abstract, iar eu nu știu cum și înseamnă asta. Vor fi puse în aplicare soluții tehnologice inteligente pentru fluidizarea traficului rutier. Va fi implementată aplicația City Report, prin care oamenii vor transmite către primărie sesizări privind diverse probleme. Nu știu cum celelalte, dar fluidizarea traficului rutier, asta este o mare problemă astăzi în Chișinău. Eu mă bucur că dumneavoastră ați arătat anume aceste imagini. Noi am vorbit. În aceste privințe sunt două componente. Este primăria Chișinău, care se ocupă, iată, de lucrurile legate de infrastructura rutieră, de parcări, de semafoare, și există poliția rutieră care trebuie să gestioneze traficul. Da? Noi treaba noastră ne facem. Eu nu știu, ne-am dispărut peste noapte mulți dintre agenții de circulație. Eu intuiesc că au primit indicații, pentru că noi avem o relație foarte bună cu polițiștii de rând și avem o relație foarte proastă cu Ministerul de Interne. Nu noi cu ei, ei cu noi. Și eu am mai spus în repetate rânduri, acolo unde polițiștii coordonează eficient nodurile rutiere, lucrurile merg. Da, e o problemă, da, orașul este foarte mare, încă este foarte mare, e un număr de mașini foarte mare, dar e o situație gestionată. Acolo unde e intenționat și pe locuri intenționat se face acest lucru. Intenționat ce se face? Se fac blocaj ca oamenii să se supere. Asta când spuneți asta, pe ce vă bazați că se face intenționat? Dar noi vedem. Ce noi vedeți? Lucrurile cum se administrează bine sau se administrează prost. Noi le vedem. Noi le vedem și ne punem întrebarea, administrează bine sau prost autoritățile centrale sau locale? Eu v-am spus, treaba noastră este să gestionăm subiectele legate de infrastructura rutieră, drumuri, benzi dedicate, marcaj rutier, parcări, semafor, trecere de pietoni, trecere subterană. După ora 5 seara, da, până la ora 7 jumate seara, indiferent câți agenți de patrulare, eu îi văd, nu știu dacă dumneavoastră nu vedeți, dar eu cel puțin pe drumul pe care merg eu de aici până la Botanica, văd cel puțin două echipaje de poliție. Oricât de mult... Puțin vedeți înseamnă că... Eu spun că cel puțin două. Ne spuneți că nu-s deloc, eu văd două echipaje. Oricât de mult ar fi... Eu sunt mirat de faptul cum dumneavoastră nu interpretați. Dumneavoastră ați spus numai ce, că sunteți sabotat de către autoritățile centrale sabotat, care nu fluidizează traficul. Nu sunt la... Cât trebuie să fie? Sabotat am avut în vedere că se creează artificial unele probleme de trafic, ca lumea să se supere. Eu vă spun, indiferent cât sunt, oricum se stă câte o jumătate de oră minim în ambuteiaj. Da, nu se stă. Pe alocuri se stă câte jumătate de oră. Este adevărat. Întreb, dar vă spun că există. Chișinău este Smart City sau nu? Din perspectiva fluidizării traficului rutier și... tinde să facă tehnologii, să implementeze acțiuni care țin de domeniul smart, da? Și când o să simțim? Ce? Smart City. Dumneavoastră ați stat vreodată la București în... Dar ei nu pretind că Smart City. Viena, care e numărul 1. Uite, eu ultima dată când Viena am fost, am stat o oră. N-am stat în trafic. Am stat o oră în trafic. Nie înseamnă ca să ajung, știți unde? La Unix,
Companii în top 5 cu care noi am încheiat acord, acum, m-ați întrebat de investiții, m-ați întrebat de soluții, cât am fost la vină. Da. Apropo, n-am văzut nimic la TV8. Da. Cum? Televiziunile nu neapărat se duc fiecare oficial în țara în care el se duce și să viziteze, că asta ar însemna că nu ne mai facem treaba de a informa, pur și simplu mergem de urma oficială. Unde, care de străzile... Unde sunt piedicat grosul sau pe unde... Am să vă rog să aduceți probe când afirmați asta, ca să nu vă bănuiesc că vorbiți în necunoștință de cauză, ca spun foarte frumos. Vreți să punem buletinul de știri de azi? Chiar vă rog. Și ne uităm și vreo 15 minute. Spuneți-mi, vă rog frumos, câte dintre străzile reparate în Chișinău, ultima perioadă de timp, sunt reparate pe bani ai companiilor private și câte din buget? Dacă avem din străzi sau lucrări... private? Companii private. Deci, dacă avem lucrări executate în capitală, nu din banii primăriei, dar unor companii private. Avem foarte puțini. De ce? Ce? Adică, în ce condiții fac aceste lucrări? Fac blocurile, își fac pe lângă blocurile. Nu, eu nu vorbesc de blocuri, eu vorbesc de străzi. De exemplu, Bulevardul Moscovei. Lucrările care au fost făcute acolo sunt toate din banii primăriei. Unde anume? Ce ați făcut, ultimele lucrări pe Bulevardul Moscovei? Trotuarele sunt făcute integral. De scoarul din banii municipali. Da. Uh-huh. Scoarul mezonă integral, scoarul de la... parcul afganez care îl cunoaște lumea integral din bugetul municipal, trotuarele acum pe DIMO, buget municipal, florilor, în general, municipal. Trotuarele toate sunt făcute din bani municipali și scoarurile. O secundă, să vă spun. Deci, este o agent economic Kaufland, e adevărat, care contribuie la... Doar un agent economic vă ajută? Nu, foarte mulți agenții economici ne-au ajutat în această perioadă. De ce fac ei asta? Adică pe lucrările astea, pe trotuare și pe scoaruri, de ce fac ei asta? De ce face Kaufland? Nu doar, că ați spus că sunt mai mulți. Și care e întrebarea? De ce fac gratuit asta și nu, nici nu vor numele lor să fie făcut public? De ce? Bun, eu pot să vorbesc despre alți agenții economici. Da, dacă ați dat unul, de-am dat și alții, ca să nu zică lumea că facem publicitate unui secret agent economic. Spre exemplu, avem... reparații în subterani care au fost făcute de agenții economici. Avem, da, și în scoaruri. Sunt oameni care contribuie la dezvoltarea orașului. De cine orașului? Sunt acești oameni, agenții economici? Sunt diferite multe companii. Unul mi-ați dat. Dați așa încă un, două. Nu ți-mi minte exact cum se numește fiecare... Pe Kaufland. Țineți minte pe altele. Pe Kaufland e mare, nu poți să-l uiți. Ceilalți așa de mititei, dar au posibilitatea să presteze gratuit servicii? Dacă căutați vreun tertip undeva, degeaba Dumnezeu căutați. Ceban, eu deci caut transparență. Păi transparență, eu am întrebări ca jurnalist de investigație și n-am răspunsuri la ele. Spuneți-mi unde să mă adresez să aflu răspunsuri, că m-am adresat la direcția arhitecturii și n-am avut răspunsuri. Gândul, nu cred că v-ați adresat și n-ați primit răspuns. Nu cred. Arătați-mi scrisoarea pe care ați formulat-o și n-ați primit răspuns. Am să o rog colega mea. Chiar vă rog foarte mult, spuneți acele peste câte linkuri vă rog frumos. Noi deja am trecut la 10 de linkuri v-am transmis și vă rog să puneți la sfârșit, despre strategie de dezvoltare. La sfârșit o să punem. O oră aproape ați... Câte din străzile reparate din centrul istoric au avut documentele de proiect, certificatele de urbanism și autorizațiile de construcție? Vă întreb pentru că sunt speculații că unele dintre aceste străzi au fost reparate fără a avea aceste documente. Eu vreau ca să punem punct pe cealaltă istorie despre care ați manipulat. Toate... Manipulat. Dumneavoastră ați manipulat. Poate am întrebat. Ați manipulat. Ce înseamnă manipulat? Ați spus că nu există transparență. Există transparență pentru că fiecare contract există cu contract de sponsorizare. Ceban, dumneavoastră, astăzi în emisiune, la mai multe dintre întrebările mele care țin de primărie, nu mi-ați răspuns concret. Asta este transparență? Doamna Rață, eu v-am explicat. Fiecare intervenție în spațiu public este cu contract de sponsorizare. Și da, el este în actele legale. Dacă dumneavoastră vă adresați, putem să vă le transmitem. Punct. Bine. Deci vă rog frumos să nu-mi interpretați cuvintele și să nu spuneți că nu este transparent ceva. Pentru da, că exact așa... simplu, în emisiunea mea astăzi este primarul Capitale și eu bănuiam că mai multe întrebări, așa. La mai multe întrebări, voi putea primi răspuns la care direct. Răspuns ca să mai revenim cine odată. Din agenții economici prestează servicii de am reparație? Spus, ați spus doar un denumire. Ultimul că îl țin minte de aici.
Dacă vă este necesar, acum am să rog iarăși, dar să publicați, nu cum ați făcut cu o strategie. Bine. Nu stau eu să-i țin minte pe toți. Pe... Deci, la întrebarea legată de reparații fără documente de proiect, certificate de urmărit și autorizații de construcție, sunt sau nu astfel de cazuri? Ce anume? Străzi din centru istoric care sunt astfel reparate. Fiecare. Deci, intervenții, există standard de intervenții. Dacă e curent, e o situație. Dacă e ceva ce trebuie proiectat, se proiectează. Dacă e ceva ce trebuie adițional, se face. Documente adițional. Permisive de la primărie trebuiesc? În funcție de gradul de intervenții. Ok. Pentru fiecare... Pentru fiecare dintre ele, da, comunică direcția, da. Direcția transportului. Eu să merg un pic mai rapid pe următoarele întrebări, că nu o să reușim și o să vă scurați. Dar cu gazul nu ne interesează. Păi vreau să vă fac timp pentru ca să răspundeți cu gazul. De asta merg mai repede. În ce relație sunteți cu Vladimir Andronache? Nici relație nu sunt cu Vladimir. Cum se face că în ultimul an, în ultimul timp, nu doar în ultimul an, el a obținut aproape tot ce și-a dorit de la primărie Chișinău? Eu nu știu de la ce vă referiți. Vă spun, permisiunea de demolare a Hotelului Național. El fiind beneficiar, nu discutăm. Prima dată aud. Nu, ce? Prima dată aud că el este beneficiar și... E bun, vă spun eu... Deci, puteți să, pot să vă trimit link la investigațiile cu tine. Mi-ați făcut aluzii cu domnul Platon, cu domnul Ciuhrii, cu domnul... Cu domnul Platon nu v-am asociat niciun fel, dar trebuie... Nu, dumneavoastră, alții. Nu, eu nu v-am... Eu vă spun încă o dată că pot să vă spun doar că în baza documentelor întreb. Și vă întreb, eu pot să vă spun cum se că nu țin minte nici când am dialogat ultima dată. Nici cine? Când am fost în Parlament cu, cine? Cu domnul Andronache. Da, dar cum nu se face nimic. Că el obține permisiune de demolare, drept de superficie la un hectar de lângă hotelul și pe terenul Hotelului Național? Construcția conacului Râșcanu a continuat. Soția lui Andronache, în 2021, vara, când Andronache a fugit din țară, a obținut drept de superficie pe un teren din nou arde pe Albișoara, pe care el avea un arendă și timp de 4 ani au plătit arenda deloc. Eu nu știu la ce vă referiți. Dacă vreți, eu vă dau în scris toate detaliile. Este normal ca omul ăsta să obțină atâtea? Atâtea ce? De la primărie, atât este, numai ce am citit. Dacă este legal și solicitare legală, eu nu văd o problemă. Demolarea, permisiunea de demolare a fost legală? A fost absolut legală. Ați făcut o anchetă internă și a demonstrat ce? Asta? Da. Da. Permisiunea, da, dar am retras tot și am zis, naționalizați și am să văd ce o să fac statul acolo. Ok. Câți consilieri aveți dumneavoastră? În cabinet, total, cu tot cu viceprimari, nu-mi greu să spun, 18 oameni, probabil, tot cabinetul. Doi la fiecare viceprimar, îs 8, și vreo 4 sau 5 ai mei, care sunt funcții. Deci 18 viceprimari cu consilieri, da. Împreună. Da. Eu pot să-i pun pe... De ce așa de mulți? Ce de mulți? 18 persoane. Doi consilieri la fiecare viceprimar, asta e mult? Câți viceprimari aveți? 4. Câți dintre ei semnează acte? Toți. Consilierii municipali cu care am discutat eu, inclusiv din fracțiunea PSRM, a spus că aproape toate actele sunt semnate de Ilie Ciban. Foarte multe acte sunt semnate de Ilie. De ce vă mai trebuie și ceilalți dacă totul semnează el? Nu este adevărat, dumneavoastră. Acum, știți, dumneavoastră nici nu vă dați seama ce muncă enormă fac viceprimarii care au 2 consilieri. 2. Nu vă dați seama. N-am văzut atâta discuții când s-au dat cât secretari, subsecretari de stat, ministere s-au împărțit. Au multiplicat ministerele. Au zis că o să... și tot așa mai departe. Deci 2 consilieri este prea puțin pentru un viceprimar, ca să știți dumneavoastră. Un viceprimar are sute de documente pe zi la examinare. Sute, repet, documente pe zi. Doamna Cutasevici, pe domeniu medicină, protecție socială, educație, tineret, sport, cultură, protecția copilului. Numai pe ce este domeniu, dacă aveți câte 5... Semnează vreuna? Semnează foarte multe documente. În fiecare zi și nu las niciunul pe a doua zi. Rar când s-a întâmplat. Doamna Gutnic are... Toate întreprinderile, marea majoritate a întreprinderilor mari, strategice și tot blocul juridic. Doamna Ursu are patrimoniu, economie, haideți atunci să vă întreb finanțele. Altfel. Este sau nu adevărat că domnul Ilie Ceban semnează aproape toate documentele care ies din primărie și care nu, țin de... Nu este nici pe departe adevărat. Ok, atunci noi am clarificat acest subiect. Cât costă întreținerea acestui... aceste echipe de consilieri și viceprimari?
Nu știu exact. Dacă mă întrebați, am să mă documentez și vă spun data viitoare. Eu, de exemplu, aș vrea să știu și numele acestor consilieri. Numele? Da. Simplu. Cum? Vă spun acum? La tot 17. 18. Nu fac referință la că eu foarte puțin interacționez cu consilierii viceprimarilor. Foarte puțin interacționez. Eu aș vrea pe toți, pentru că... Eu pot să vi spun pe mine. Spuneți-i pe dumneavoastră. Da, Vadim Mitru, care este pe domeniul economic, Natalia Ixari, pe planificare strategică și comunicare, Ala Mârza, care este pe coordonarea tuturor proiectelor BRD-BI, sunt proiecte de peste 100 de milioane de euro. Uh-huh. Doamna Panuș, care este șeful cabinetului. A scăpat cineva? Tudor Gârbu, care este omul care... De ce orașul se face să ultima întrebare, curat? Ca să reușiți să răspund, să spuneți și dumneavoastră ce ați vrut să răspund, că eu mă țin de cuvânt, vedeți? Bun. Corupția în primărie este sau nu? Ce a avut în vedere domnul Vasile Chirtoc înainte de a pleca din primărie, de a-și da demisia, când a spus Vasile că în jurul dumneavoastră este multă... Corupție a fost foarte multă. Cred că întreb mult acum ce se cred întâmplă. Că e mult mai puțină. Da. Dar este? Unde este? Nu exclud. Da, ceea ce a vorbit domnul Chirtoca, dumneavoastră, ați încercat să verificați. Ce să verific? Că oamenii din anturajul dumneastră, din primărie, eu deci apropiație dumneavoastră... Fiecare om, dar în echipa mea am deplină încredere. Și vă spun că dacă... Echipa mea înseamnă și viceprimarii. Și viceprimarii, da. Așa, am înțeles. Okay. Și vreau să vă spun cu certitudine și acum afirm foarte clar. Uh-huh. Că dacă ar fi astfel de echipe la nivel național, noi am trăit cu toții mult mai bine. Da, nu știu, poate că ei exact asta, asta ar spune... V-am spus și în pauză. Asta ar spune și ei, că dacă am avea așa echipă la primărie ca la dânsii, trăim mai bine, drept că noi nu trăim mai bine nici într-o condiție, nici în alta. Aveți la dispoziție 3 minute. Eu cred că la nivel central lucrurile sunt foarte grave. Eu nu-mi doresc ați vrut să vorbiți așa ca, ca la nivel central la primărie. Nici într-un caz. Da. Deci vreau să mai dau două nume, pentru că data trecută m-a întrebat Maciej Wozniak. Așa. Te rog să faceți mare. Ce este asta? Că noi nu știm despre ce vorbiți. Eu nu știu să vă explic. Și mai este un nume despre care spuneam data trecută. Vă rog frumos să dați tare. Mare. William Copols. Despre care s-a tăcut de săptămână de zile tot se tace. Deci așa... Până la ce etapă William Copolsia a consiliat guvernul, mă întreb și vă rog pe dumneavoastră să solicitați documentele licitației din toamnă, unde noi peste 100 de milioane, 100 de milioane de metri cub suplimentar am plătit, au intrat și nu i-am consumat. De ce vă întreb de acești doi tipi? Unde au consiliat? Ce au consiliat? Dați-mi voi să-mi finalizez, nu m-am mai întrebat pe atâta. Ca să înțelegem deci, pe ce vorbiți. Vreau nu? Să vă spun că nu a existat problemă de presiune, nu a existat problemă de deficit de gaz, nu a existat deficiență de livrare. Uh-huh. Noi am consumat gaz început cu 22, atunci când s-a instituit stare de urgență, absolut neavând necesitate de această stare de urgență. S-au cumpărat. Și acești doi tipi sunt cei care au consiliat guvernul și în instanță finală sunt beneficiarii sau companiile în spatele lor sunt beneficiarii acestor licitații. Deci noi am cumpărat de la companiile lor? Da. Așa, am înțeles. Când am cumpărat încă o dată? În octombrie anul trecut. Așa. Așa. Și da, vreau ca să răspundă și procuratura la toată istoria asta. De ce n-ați scris o plângere la procuratură? Eu am făcut lucrurile publici. Eu mai investighez un pic, pentru că avem și datele de contoare. Și, repet, nu fără Moldova Gas a făcut asta și nici fără Dominator. Apropo, aici că avem treaba asta cu... motivul creșterii considerabile a livrărilor de gaze în anul 2021, în acea an. Unde a fost direcționat, întreb oficial, întreb, unde a fost direcționat surplusul gazului procurat și care a fost necesitatea procurării acestora în condițiile descrise după cum urmează. De ce Moldova Gaz achită pentru și-a asumat responsabilitățile pentru achitarea gazului pentru partea stângă a Nistrului? Și-a asumat sau nu? Da. De când și-a asumat? Și pentru cei care bocesc, faceți vă rog tare, mare, ca să închidem subiectul ăsta. Pentru cei care bocesc și toată ziua arată la războiul din Ucraina. Deci așa, zahărul 23 de lei în Republica Moldova, 11 lei în Ucraina.
Un kilogram de sare în Republica Moldova ne-i dată 11 lei, 3 lei în Ucraina. 40 de lei sunt 10 ouă în Republica Moldova, 17 lei în Ucraina. Ulei rafinat, un litru, 48 de lei, 17 lei în Ucraina. Și tot așa mai departe, sunt foarte multe prețuri, da, undeva la benzină, motorină. Vreau ca să știți, în Ucraina, unde este război și unde n-au dominat, e 29 de lei gazul în Republica Moldova, 4 lei în Ucraina. Energie electrică, 5,72 în Republica Moldova, 0,75 lei, adică 75 de bonus. Cum credeți? De ce așa se întâmplă? Pentru că avem cea mai incompetentă guvernare de la independență încoace. Am mai spus și prostul, nu de ajuns că e prost, dar și fudul. Dar faptul că Federația Rusă a stabilit niște prețuri foarte mari pentru gaze. Doamna Rață, v-am spus, dominatorul a fost și a făcut, și nu exclud că lucrează pentru inclusiv serviciile rusești în acest caz. Și eu voi proba, și mă chemați, vă anunț, mă chemați la procuratură ca să vă dau aceste date. Și eu vă nu rog, mă chem la procuratură, domnule Ceban. Mă adresez public acum. Bine, eu sper că o să vă cheme la procuratură, eu am să vă invit să ne dați și nouă cifrele, că poate reușim să facem și o investigație la Cutia Neagră, să verificăm aceste informații. Și dacă investigații ar trebui să faceți mai des. Noi facem în fiecare săptămână investigații, domnule Ceban, din păcate n-am prea făcut încă despre primărie Chișinău, știți de ce? Nu prea primim răspunsuri la primărie, dar noi fără răspunsuri oficiale nu prea putem face investigații. Ultimele întrebări de la mine. Ultimele întrebări. Alegerile locale. Linkurile, vă rog frumos, acum. În timp ce eu adresez întrebarea, colegii spune link-uri. Alegerile locale, o să candidați ca și candidat comun pentru mai multe partide sau mergeți din partea cui? Din partea Manului, să merg. Și gata. Da. SRM-ul nu o să meargă cu candidatura dumneavoastră, alte partide. Doamna Rață, eu răspund pentru mine. Nu, aveți discuții ca să fiți candidatul comun la mai multe partide? Mai departe. Întrebarea mea este, ați răspuns la întrebarea dacă... Eu voi candida din partea Manului. Ok, așa. În ce relație sunteți cu Igor Dodon? N-am vorbit foarte de mult. De ce? N-am vorbit. Sunteți în relație bune? Două ori din decembrie anul trecut. Ce credeți despre dosarul care îl are acum? Aștept să văd rezultatele acestui dosar. Protestele din centru, ce credeți despre ele? Fiecare are dreptul să protesteze și formula în care să... Organizatorii. Ce? Cu organizatorii? Aveți o problemă cu ei sau nu? Ce problemă să am cu organizatorii? Nu știu. Cu însuși partidul? Partidele, câți două, cel puțin. Care două? Partidul Șor și Pace, nu? Eu am văzut oameni necăjiți acolo, foarte mulți. Oamenii ăștia vin de... Că așa consider ei sau pentru că sunt plătiți? Cei care i-au adus au alte interese? Sunt organele abilitate. Eu vreau să vă spun că mie îmi spune foarte multă lume. Doamne Ceban, dumneavoastră că nu o să ieșiți să protestați. Și când o să ieșiți? O să vă anunț. Dar o să ieșiți? Că noi vrem, dar nu vrem poate așa sau nu vrem așa, dar vrem să protestăm. Vreți? Oamenii spun asta. Dar dumneavoastră, o să ieșiți să protestați? Iată, noi am avut decizii a unor flăcăi nesăturați de la ANRE, ultima perioadă foarte des, da? 100.000 de lei are unul salariu. El nu înțelege omul care la sat are pensie de asta și doamna președinte s-a dus la Năslavce și a luat o freză pentru că nu știa că pensia e 3.000 de lei. Cei de la ANRE au salariile foarte mari. Nu din păcate, din fericire că au salarii mari, numai că el trebuie să fie peste tot mari salariile. Păi da. ANRE-ul are salarii mari de foarte, foarte, foarte mult timp. Inclusiv în perioada când dumneavoastră, cu partidul dumneavoastră, vă aflați la guvernare. De ce nu v-ați întrebat atunci? Atunci puteți să vă puneți întrebările și puteți să găsiți soluții. Autorul inițiativei de plafonare a salariilor. Și de ce n-a trecut? Păi de ce n-a trecut? Dar acum de ce nu trece? Dar de ce n-a trecut când puteați dumneavoastră? Erați la butoane și puteați. Înțelegeți? Fiecare când e la putere. La care butoane eram eu? Ați fost vicepreședintele Parlamentului. Așa. 4 luni de zile. Da, în 4 luni, poate multe de făcut. Și guvernul Sandu. Da. Și am fost singur care a fost împotrivă ca să... Acum mă gândesc că totuși poate am greșit. Poate. Pe această notă eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune din această seară. Sper să mai veniți la noi. Când mă chemați, eu vin. Și sper să ne răspundeți la solicitări. Eu vă răspund la solicitări și la întrebări. Mulțumesc. N-ați spus. Pe ecran n-ați spus, m-ați mințit. Colegii îmi spun dacă au pus sau nu. Cașești cu știrile.
Da? Iată, așa e, domnule, și ceva și cu îndeplinirea promisiunilor electorale. Că dacă le luăm pe toate, o să-mi dea populația apreciere în acest sens. Înțeleg, dar și eu oamenii, pot să dau apreciere la câte întrebări ați răspuns și la câte nu. Nu vorbiți în numele tuturor locuitorilor municipiului. Niciodată n-am vorbit ați în numele tuturor. Ați încercat astăzi de câteva ori și pot să vă demonstrez acest fapt. Eu le mulțumesc telespectatorilor care ne-au privit. Rămâneți alături de TV8.